Salutare, prieteni! Stați liniștiți, nu intrați în panică, n-am venit direct din club aici la BAC 52, studioul nostru, dar am adoptat un stil vestimentar care să fie în concordanță cu invitatul meu, cu stilul lui, cu vârsta lui, cu tendințele, dacă vreți. Este un personaj care din ce în ce mai mult și-a câștigat adânc sau își câștigă din ce în ce mai adânc locul în lumea mondenă a capitalei, dar și în fotbalul românesc. De ce în lumea mondenă? Pentru că este tânăr, este atrăgător, are bani, are succes. Și de ce în fotbal? Pentru că este alături de tatălui patronul unui club cu mare tradiție în fotbalul românesc, FCU V-ați dat seama că la tare de tot în acest episod este invitat Adrian Mititelu Junior. Te salut, Adrian! Salut, Adiță, cum ți da. se spune, Mulțumesc aici la tare de tot, acesta... unde suntem împreună, evident, și cu prietenii și cu sponsorii noștri de la Betano. Ce faci? Cum ești? Sunt bine, na, se poate și mai bine. Dacă e să vorbim despre fotbal, acolo mai cred că se putea și mai bine, ținând cont de locul din clasament. în viața mea personală să zic așa sunt la tot. sunt bine mersi, cu această viață nu în bucluiesc de ceva timp și mă descurc. Uh -huh. Deci Adrian Mititelu Junior sau mai bine Adiță, că Junior așa să E, tot... da, e prea lung. e rea prea rea hai să, lung. să mai mică la Adiță. De ceva vreme este Bucureștean. Gata cu nu, orașul. Dar rămân, ce și rămân până la moarte, de sema, dar că da, București oferă alte oportunități și de o până prea la timp de câțiva ani de zile, Veneam constant aici și am decis să mă mut aici. Uh -huh. Dar de ce n-ai ales? Ținând cont că îți puteai permite o țară din străinătate, mult mai dezvoltată, mai civilizată. Nu mă simt încă pregătit. M-am gândit și la lucrul acesta. Îmi place foarte mult Dubai, îmi place foarte mult și America, unde călătoresc destul de des. Însă este o dizi foarte răcată. Sunt un bărbat singur, nu am familie. nu, Adică nu mă gândesc la lucrul acesta. România e ok pentru mine deocamdată. Dar de ce ai plecat din Craiova? Pentru că... Zic... opțiunile erau limitate pentru că, prin prisma faptului că... Ca orice tânăr care dorește să cunoască mai mult, să descopere, să zic așa, locuri mai frumoase, București este un loc mai frumos decât, decât Craiova, este o metropolă, să zic așa, este orașul în care poți să te desfășuri mai, mai deschis, dacă, ai, dacă îți permite îți permite, să zic așa, din punct de vedere financiar, buzunar, mm -hmm. înțelegi? Iar văd așa Craiova din cauza fotbalului, din cauza... Sunt foarte mulți oameni răi acolo, să știți, în, în, oraș. Oltenii sunt oameni răi și invidioși de fel. Nu că în București care <laughs> te-a primit oameni cu, cu brațele deschise, știi? Doar că... Na. S-au întâmplat foarte multe lucrurile de-a lungul timpului acolo. Am multe amintiri frumoase. Orașul acesta ne-a dat foarte multe lucruri. Ne-a ajutat, l-a să, crească să creeze acest, să zicem imperiu imobiliar. Însă și pe de-o parte am foarte multe amintiri neplăcute și cu timpul m-am depărasat de creaba, să zic așa. Uh -huh. Însă nu e ca și cum nu mă mai duc acolo deloc. Mă mai duc, mă duc constant, adică avem afaceri, avem lucruri de rezolvat în creaba, echipa de fotbal, a la meciuri, însă, în momentul de față m-am stabilit în București. Da, a fost dificilă ruperea asta de oraș, de familie, că probabil familia, tatăl tău, și ar fi dorit să rămâi acolo să gestionezi, să conduci da, afacerile, să conduci clubul. Tată este un om al locului, să știi, adică ține foarte mult de. Ține foarte mult uh, la Craiova. Uh, nu a fost greu, a venit natural, pentru că și sura mea, împreună cu soțul ei, s-a mutat în București. Uh, mama vine des pe la noi, adică nu. Nu e ca și cum am mutat în altă țară, s-a mai mutat la 10 ore de Craiova. Tână la 2 ore de Craiova uh -huh. nu e, a fost nicio ruptură grea. spune câteva lucruri. E uh, un clișeu, e ceva banal ce te întreb, <laughs> dar uh, câteva chestiuni, câteva lucruri despre tine, care te definesc, pentru că lumea, și ajungem și în, în, zona asta, în momentul de față, prin aparițiile tale în da. lumea mondenă, te percepe drept un simplu uh, personaj monden sau doar un personaj monden. Cine adiță? Am văzut în introducerea dacă mi că mi-am câștigat un loc important în lumea mondenă. Nu asta mă rămână, dacă este inevitabil. Știi cum este cu notorietatea? Să o foarte mult și că nu ai, uh, ai să scapi de ea. Uh, normal că atrag atenția oamenilor, pentru că am 26 de ani, sunt patron de echipă de fotbal, mă rog, împreună cu tatăl meu, sunt tatuat, sunt un bărbat, un bărbat care pare așa excentric la prima vedere și, na, e scandalul care s-a întâmplat din cauza fotbalului și normal că atrag atenția oamenilor, însă să știi că nu asta mi-am dorit. Și chiar deja devine o povară acest lucru cu aceste urmărire ale paparaților să mă urmărească prin oraș și așa mai departe. Pentru că apare să le de des cu subiecte care nu mă interesează și nu mă pasionează. De cancan. -can. De cancan, -can, exact. Multe sunt și neadevăruri, știi foarte bine cum presa se exagerează, face din Sănțara-Mosar. Ce pot să spun despre mine este că... Mie de la primele discuții pe care le-am avut, că a fost vorba de simple mesaje sau de discuții telefonice, întotdeauna și nu peri pe nimeni, mi-ai lăsat impresia de un băiat cu mult bun simț și foarte educat o latură pe care sunt convins că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc nu o cunosc. Dar vreau să o dezvoltăm aici. Da, mai întrebat ce pot să spun despre mine. Sunt un, bărbat, sunt un bărbat foarte credincios, în primul rând. Chiar dacă poate nu par contrarea aparențelor, sunt un om care se facă pe zi și încerc să devin mai bun din ce în ce mai bun de la zi la zi, adică să fac mai puține păcate. Normal că vârsta și viața pe care nu-mi permite să devin așa cât mai vlavios, să. Sunt, în moment de față, mă consider că sunt. e un echilibru sufletesc, așa în mine, adică cu credința. Relația cu Biserica e de mult sau de la o vreme încoace? Nu, este de. sincer să fiu, să fiu este de când am întâmpinat problemele acelea mari, în 2011. Good. Pentru că așa este omul în viață, ajunge să se apropie tot Dumnezeu și de credință când dă de probleme. Însă cel mai important este să rămână lângă când a și când s-au și îndeplinit rugăciunile. De ce, au ce probleme au fost în 2011? Că voi tot ați fost în... Da, în 2011 știi în... foarte bine că s-a dezafiliat clubul de fotbal. Și le-a dezafiliat. Ah, deci tot legat de fotbal. Da, da. De, -a, de acolo au pornit, pentru că într-o noapte mi s-a schimbat viața radical. Și atunci m-am apropiat de credință. Eu aveam biserica peste stradă, oricum, în care peste stradă de casa mea. Și cu timpul am devenit din ce în ce mai, mai credincios și este un fel de refugiu al meu, să știi. Mm -hmm. adică, Întotdeauna mă încar sufletește și la biserică și rugându-mă. Ți-ai găsit liniștea? Da. Acolo, da, încet, încet. Dar sincer, de, nu prea pot să mai mă cul noapte, dacă nu mă rog. Uh -huh. Este un lucru bun. Adică îndemn toți oamenii, că ăsta e, îndemn toți oamenii la, spre credință, pentru că este calea tuturor problemelor în viață. Și aici, în București, continui să mergi la, la biserică? Ai... Da, este o biserică pe care am fi dacă o cunoști. Biserica da. aceea de da. unde este și un cimitir. În spate cimitirul, da. da. Exact, acolo, da. da. Obieșnuie să mă duc. Uh -huh. Mă duc înainte de meciul și duminică. Am... Ai și un duhovnic sau? Nu. Doar nu, particip nu, la slujbe. Nu, nu mă vin, mă rog, în felul cu dacă e închisă biserica, mă rog, în fața bisericii. Important de să știu că am fost acolo și că m-am încercat pozitiv. Deci, practic, viața ta, sau a voastră, dar a ta, se împarte între perioada de dinainte de 2011 și după 2011, nu? Adică, ai spus, nu, domnule. Se împarte în partea 3. În perioada dinainte de 2011, când m-am născut într-o. Familie bogată care nu avea nicio problemă, care devenea din ce în ce mai notorie prin prisma fotbalului. Perioada între 2011 și 2017, perioada în care am tras. Avut, am tras foarte multe probleme, am avut o perioadă în care n-au lăsit banii, în care echipa de fotbal nu a existat. Procese peste procese, cred că am stat sute de ori în săle de judecată. Am, am, început să prind din codul penal așa fără să vreau și din codul civil. Și probabil după 2017, când i s-au deschis din nou porțile către o viață mai bună mm -hmm. și când am început din nou de fotbal în Liga 4, știi foarte bine eforturile pe care le-am făcut să ajungem, cu Liga, să ajungem în Liga 1, până în prezent, adică sunt partea în 3. Mm -hmm. deci viața ai văzut... mea până acum, viața mea, nu știu, viața da, da, mea, urmă, da. care... Deci ai văzut lumina zilei într-o familie bogată deja, adică tu când te-ai născut, da, deja, tatăl uh, meu în 1900 când m-am născut, deci, deci când m-am născut tatăl meu era deja un om, să zic așa, realizat cu perspective foarte, perspective uriașe de dezvoltare, după care normal că a, a urmat uh, tranziția aceasta, adică inflația a crescut și, și mai departe și imobiliarele au crescut uh, cu, cu timpul și a reușit să facă zeci de milioane asta de vreo. Ai fost un băiat de bani gata atunci în copilărie, la școală, la liceu? Sincer, îți spun, uite, a fost un băiat care în în general, dacă eram mic, nu îmi plăceau mașinile, nu nu vreau să spun cine sunt. Deși acolo lumea nu fiind... Nu de... fotbal, da, dar în momentul când am început să nu mă am, atunci am început să mă îndreosești de mașini și de lucrurile care le avem atunci nu le valorificam, nu le nu le, -am în seamă, știi? Nu le conștientizai. Nu le conștientizai, pentru că m-am născut cu ele gata. Mm -hmm. Mi se prea un lucru normal să am 5-6 mașini, să șofer personal, să-mi iau tot ce vreau la orice oră, mi se părea un lucru normal atunci mie. După care m-am lovit de un zid și mi-a seama că viața este grea și a trebuit să luăm la zero. Deci asta în copilărie, avei șofer, aveai tot ce trebuie. Da, Vacanțe... tatăl meu era foarte obsedat așa de... Era foarte grijuliu și obsedat de noi, de, către copii de mine și de sora mea, să nu rămânem singuri pe stradă, să nu avem protecție, să nu... Pentru că de 2005, de când a apărat echipa de fotbal, a fost într-o care război cu fanii, și atunci lucrurile erau mai teribile, Era mai mult teribilism în 2005-2006, nu exista poliția și foarte bine chiar. Era și uh -huh. așa mai departe. Și a fost foarte grijuliu cu noi, ne, ne iubește și ne iubește foarte, foarte mult. Am primit o doză mare de afecțiune din partea lui, până unde am fost și drăgălășiți. Și da, am avut la grădiniță, am avut șofer personal până în clasa 9, nu până în clasa 11. Dar a avut în același timp grijă să aveți parte și de o educație. Din ce știu, tu ești absolvent de drept. Da. Da, sunt în, 2000, și... da, în 2017, am intrat la de drept. Am avut notă mare și la bacalaureat. Am învățat pe rupte atunci la bacalaureat. Mi-a pe aia prin presă că am avut oranjat aranjată bacalaureatul. Nu există din a mea mai străstrat atunci, în 2000, în 2005, când am avut uh -huh. Eu prostie, nu am învățat foarte mult, la 9, 9 dacă nu mă și la bacalaureat. Da, 2010. Cu asta mă mândresc și eu, da. După am întâlnit la drept, însă cu timpul uh, am început nou cu afacerile, cu fotbalul și m-am îndepărtat așa de ceea ce voiam eu să ajung în, uh, când am, uh, am intrat la facultatea de drept. Da, ai ales dreptul și pentru a, uh, nu știu, uh, înțelege mai bine uh, legile și pentru a reprezenta cumva și familia în acum... toate nebuniile astea de cazuri care uh, v-au o... încercat. Atunci visam să fiu magistrat, sincer să fiu. Dar, repet, are legătură sau avea legătură atunci avea cu... Avea legătură în sensul că aveam oarecare experiență și un plus față de ceilalți studenți din primul an pentru că deja fusesem, cred că 4-5 ani prin de judecată aveam uh, elementele necesare, știi, elementele de început uh, în uh, la, la, la dreptului și îmi plăcea, adică aveam, știam chestii care, de exemplu, în anul întâi mulți nu le știau, abar n-aveau despre chestiile elementare, înțelegi? Și asta m-a făcut și îmi și plăcea, adică din, din punctul meu de vedere e de medicină și facultatea de drept. Sunt cele două mari facultăți, adică două domenii în care pot să, să prosperi în viață. Și medicina era în paralel, adică niciodată nu mi-a plăcut biochimia și așa mai departe și am ales dreptul. Uh -huh. Așa am văzut lucrurile atunci. Da. Dar ți-am zis, cu timpul mi s-a schimbat percepția și M-am dus lângă tatăl meu, la de tatăl meu, pentru că nu puteam să fac și una și alta. Reptor îl faci, unul nu îl mai faci. E adevărat. Deci până în 2011, toate bune și frumoase. După care viața voastră, dacă tot am deschis capitolul ăsta să-l și uh, terminăm, după care viața voastră capătă o altă turnură, în sens negativ, odată cu dezafilierea... Da, la 180 de grade. ...echipei. Adică rămâne fără echipa de fotbal. Și fără tot? Ce aveați? Este mult de la Brad aici, pentru că e, când Split a rămas fără tot într noapte, nu, nu spun, dar întreb. Adică au fost niște repercusiuni ale acelui fapt, pentru că o dată cu dezafilierea, cei 39 de jucători pe care aveam în societate au fost declarați pe de contract, știi foarte bine da. lucrul acesta, un abuz fără margin, însă asta este România, asta de drept mare de, mare de lucrat, pentru că suntem departe de democrație. afacerile imobiliare erau oarecum blocate deoarece aveam nevoie de elaborarea unui puz. Acest puz a fost elaborat o dată cu câștigarea primării de către Oliu Alguța Vasilescu, în 2012. După care, în anul 2013, ne-a fost contestat puzul, terenul pe care aveam în Craiova, de către o asociație non-profit, Asociația a Habitatelor Naturale, da. Știi foarte multe povestea cu așa asociație. Da, 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 Dar da. da. Ne-a fost contestat uh, pozul și ne-a ne, -a, ne -a judecat până în uh, aprilie 2017. Păi bun, și în perioada asta voi nu aveați lichidități? Adică nu aveați... Ne-a prins dacă exact, când ne-a dezafiliat clubul unde aveam jucători de mare valoare. Adică puteam să nu câteam milioane așa... De pe urma a stigari, cărora sperați a... să încasați. Acum care la un vrea câteva milioane pe jucători. Era Florin Costa, era Ovidu de nana, era Silviu Lung Junior, Valerica Găman. Da, Replice, cât și mai cât. Bun, dar în contul familiei nu mai era nimic? Adică totul Numai era dependent. Nu mai intrați de 300.000 de, de euro, mi se pare. Mi-aduc aminte, intrați că e 300 de 300.000 de euro. Ne-a prins pe zero, efectiv. Pentru că băgasem foarte mulți bani în fotbal. Din 2005 până în, 2000, până în 2011, se băgase că 20 de milioane de euro în fotbal. Eram, eram, pe minus. Și știu că intrați că vă 300.000 de, de euro la drepturile TV și mi-aduc aminte că exact cu o săptămână de dezafiere a plătit drepturile salariale către jucători pe luna aceea. Dar spunem tu. Mama ta, n-ați încercat la momentul ăla să-l faceți pe Adrian Mititelu să nu își riște totul până să apară dezafilierea. Am încercat întotdeauna, însă n-ai cum, -ai, -ai -ai cum, să vorbești. Nu. Pentru el este un viciu. Adică este ca și cum un om care este bolnav de casino și își bagă toți banul la rulet. Așa este tatăl meu. Dacă are un milion de euro în cont, bagă un milion de 100 în fotbal. Înțeles. Dar este foarte greu de crezut ceea ce spun. Însă și-a dedicat viața și când spun asta cu tot sufletul, nu cred că i-a existat vreodată pe această lume un suport mai mare ca el al fotbalului. Al Craiovei. Al fotbalului, spun asta. Pentru că el este omul care la vârsta de 8 ani pleca pe jos 30 de kilometri ca să vadă meciurile echipei. Înțelegi? Este omul care plătea primele la, jucă... omul care plătea primele la jucători. Deși nu era patronul echipei. Asta prin 2002-2003, când era vicepreședintele sau președintele clubului de fotbal, când era din el stai cu finanțatorul. Este omul care a făcut și închisoarea un an și 8 luni, pe nedrept, după cum știi că s-a și dovedit acest lucru, pentru că a venit un jucător, a aflat sub sechestru, vezi, doamne, și a executat 20 de luni nevinovat. Este omul care, în continuare, după tot ce i s-a întâmplat în 2011, acea japcă, să vorbim cu un argou, să folosim un argou, un jargon, pardon, în, 2000, în 2017 a la zero și a mai investit încă 20 de milioane până clipa de față cu sportivă. Ajungem și acolo. Deci cum a fost perioada asta neagră? Fără niciun bani spui, nu? Adică de la bogăție adică s-a transformat avut în sărăcie sau totuși era pe linia de plutire? Familia Mititelu. Când spun linia de plutire, îți dai seama că este greu să te la un om care, ți-am zis, avea totuși, avea perspective uriașe să trăiești cu, cu ce? câteva mii de lei, nu, nu nici, câteva mii de lei pe lună o familie. Da. Întreagă, da de deci s-au dus mașini de lux da. Uh... Rând, deci cu s-au dus Adică pe rând s-au dus toate mașinile Tot? Tot, Tot. Vacanțe? Ce vacanțe? Nu, nu am mers în vacanțe câțiva ani deci... Cred că n-am mers în vacanțe din nu N-am mers la 2 am mers în vacanțe uh -huh. Deci fără... nu, Când spun că a fost o perioadă neagră A fost o perioadă neagră Adică credem, Dacă a scris într-o carte toate detaliile Poate lumea rămâne șocată ce... Ce a trăit. Ce turnură are viața câteodată. Bine, a scăzut de foarte de sus. Da. Ți-a fost frică de faptul că nu vă, ve vă veți reabilita atunci? Sincer, m-am obișnuit să știi că pentru că în viață te obișnuiești cu totul. Te obișnuiești cu bogăția și cu sărăcia și cu bolă. Păi de te ce te, te obișnuiești? Că erai pentru prima oară în ipostaza aia. Adică te te Au -ai... trecut să deja ani de zile. Te obișnuiești, n-ai ce să faci, te adaptezi situații, trebuie să supraviețuiești, să mergi mai departe. Dacă cazi, în... dacă cazi psihic și te gândești mai acolo, este foarte dar apar bolile și apar alte uh -huh. lucruri. Eu am de timp, încercam să nu mă gândesc, deci trei de pe zi pe alta, încercam să nu mă gândesc, mă rugam și speram așa în sinea mea că, totuși, deși lumina la capătul tunelului era foarte departe, nu o vedeam deloc, însă speram cumva într-o minune și minuna aceea s-a întâmplat. Pentru tatăl tău ți-a fost teamă că va claca, ținând cont de uh, câte dificultăți, probleme, uh. procese. Uh, Practic era non-stop în mijlocul uh, da. unor uh, controverse. Niciodată nu mi-a arătat. Uh, nu. Totdeauna am ridicat moralul, eu mai credeam, psihic, îți dai seama, sau membrii familiei mele, însă niciodată nu mi-a arătat vreo slăbiciune, să știi. Niciodată. Știu să se ascundă foarte bine, probabil. Știu că în sinea lui suferea foarte mult pentru ceea ce ți se întâmpla pentru că era o nedreptate. Nu e ca și cum am făcut o afacere și am dat faliment, am greșit în acest business și am rămas săraci. Nu. Era o situație de forță majoră în care noi am fost efectiv siliți de posedați de un bun și șantajați să renunțăm la echipa de fotbală pentru a ni se, 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 se retrage acea acțiune, acea acțiune civilă împotriva Puzului, să putem să ne mișcăm mai pe piața imobiliară. Și el n-a acceptat șantajului până în ultimul moment și uite că Dumnezeu a avut grijă, și n-a revenit. Și... Voi ca voi, ca uh, bărbați ce sunteți, dar sora ta, mama ta, cum au trăit evenimentele astea? Cum să zic? E, am zis, a fost greu. Am, acea perioadă am îngropat-o în mine, să știam. Am, am închis-o în mine, de mult, nici nu mi-am amintesc de, mult multe ori, adică uit. Uit, încerc să nu... Deși e bine viața să aduce aminte de perioada grea, ca să nu mai repeți, să zic așa, să fii mai precaut în viață, am preferat să o închid în mine, să nu mi amintesc prea mult, pentru că au fost clipe grele, să știi. Adică, totuși, vorbim de șase ani de zile. Și avem... am zis, este a fost, adică a fost a, să cazi de aici, să ajungi jos. E foarte rău, Mai ales la vârsta de 15 ani. Mm -hmm. 14-15 ani. Și vine a treia parte, unde redescoperim soarele. Exact, da. Asta frumoasă, Asta adică, în că, 2000. Karma. Da. În 2017, nu? În 2017, da, când am am pe acest Bine, dar Nu Bine, aici am, am făcut eu o greșeală, să știi. Acest sucopuz l-am în 2019, să știi. Deci mai că, târziu. Da, am început o negociere, am început... Uh, am putut să vindem un teren care nu avea legătură cu acel puz, să ne mișcăm cât de cât să dăm drumul la echipa de fotbal și să ne mai stingem din datorii. După care am început o negociere cu un... Uh, deci, practic, mintea voastră nu era să vă repuneți voi pe picioare ca familie, ci să dați drumul la echipa de mintea fotbal. Mintea mea era și noastră, dar tatăl meu era prioritar fotbalul. Serios, da. Mi-aduc aminte în 2017, când am încasat primii bani din imobiliare, știu că trebuia să, să luăm niște mașini, că nu aveam mașini și a zis, <laughs> Niște mașini? Da. dar să nu... Stai puțin că suntem eu, sora mea, tatăl meu, cum meu, meu, adică mama mea, adică nu sunt decât eu în familia asta, nu mai eu pot să am o mașină de genul. Da. să mă că nici ar fi corect. Și știu că am amânat asta vreo două, trei luni ca să poate să dea drumul la echipa de fotbal. Adică mi-aduc aminte asta. Clar, am avut chiar o ceartă așa părintească cu el, știi, pe tema asta, însă n-ai cum să-i schimbi percepția despre fotbal și dorința asta lui Asidu de a dar reveni revenim fotbal atunci. Era înnebunit efectiv și crede-mă că la reunirea echipei atunci, în 2017, în Liga 4, am deci eram așa, mi-aduc aminte că stăteam, cu, stăteam și ascultam în sala de conferințe și când vorbea despre Liga 1 și le explica la băieții că au șansa vieții lor să o ia din Liga 4 -a cu el și să ajungă fotbalist să schimbe viața și dintre aceștia decât Alex Raicea, Cosmin Mogoșanu și cu Bolan. Bolan au ajuns din Liga 4 până Liga 1, după care și Radu Negru, care a ajuns în, Liga, în pauza dintre Liga 4 și Liga 3. Radu Negru chiar este un titular de drept da. al echipei și îi prevăd un viitor strălucit ca fundaș dreapta. Uh, și acolo am o poveste interesantă cu acest băiat, credem, o poveste de viață cu el. Ca să vezi când, un om, ca atunci când, 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 când un, om, crede foarte mult în, în, cineva, cum îi se poate schimba viața acelui om. Dar o să revin acolo. Uh -huh. Mi-aduc aminte că vorbeam despre Liga cu atât de... Credea atât de mult în acel lucru, încât stăteam așa, mi-am pus capul pe masă și mă gândeam așa, încercam să imaginez cum ar fi să fim nou Liga Anticu. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat și a trecut acea perioadă de, de chin, credem. mă că mergeam la jucat la ora 10 dimineața prin comunele Doljului, am dat din adică din exact. Eram și la am și la figurat. am pe picioare exact, da? Ne-am scuturat câțiva ani și am ajuns din nou pe Dar lumea, iarba verde de la crevă În afară de voi, care sigur credeați în el că era tatăl vostru și e tatăl vostru, soțul, lumea îl considera nebun, nu? Adică, bă, după ce a pățit da. să facă iar asta, nu e... Mi-aduc aminte, chiar mi-aduc aminte un articol la ce avem la Limbu Zorin. Tatăl meu, după ce a pierdut prețul cu Federația Adică știi cum e? În România așa este, la, la un câștig faci nuntă și la o înfrângere faci mormântare. Adică cu o zi înainte de verdictul de, 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 de dezafire, adică să se confirme acest la tribunal da. de condamnare și cu acei, acel prejudiciu imens, da toată lumea îl ridica în slăvi și îl compătimia După ce a pierdut a doua zi, a, știu că la o săptămână după ce a pierdut, am pierdut la Curtea de Apel București acel proces. Bine, am pierdut pe latura penală, adică în civil, încă ne judecăm, să știi. E nimic pierdut. Adică, în continuare. ajungem la cerul, da. O să râs, tu, da, să vă Nu, dar nu, nu știu. Pentru că de e imposibil atâta... să faci așa ceva. Adică, cum? Poate că timpul a, a trecut, însă nu cum să Și-a și bătut joc de ani de zile de muncă ai familiei mele și mi-au furat ani din viață prin acea decizie, dragă de meu și Sandu. Adică, nu ai cum să. Adică, bun, mai dezafilat, dar mie și 39 de jucători. Adică ca și cum acum vine cineva și îți închide, acest, ți închide această emisiune a ta și dați-a și scaunul și studiu cu Japca. Cu ce drept? Cum? Cu Nici o bază legală. Nici o bază legală, numai că au avut un noroc incredibil, un noroc incredibil, nu e nimic întâmplător, îți dai seama, prin când s-a schimbat definiția abuzului în serviciu în acea vară cu, o, cu o lună de zi înainte de decizie, în care se spunea că abuzul în serviciu este atunci când încalci o lege primară, nu una secundară. Iar ea, instanța, a găsit o chichiță în care i-a spus că i-au încălcat o lege secundară și anume regulamentul federației, nu o lege, nu legea evaziunii fiscale și a de lapidării și așa mai făcut de acolo și a fost în serviciu. Da. În fine. Unde rămăsesem? Că vorbeam, am, rămăsesem am la a treia perioadă când ați luat-o din amol și... Da, uh... inclusiv eu spun sincer că eram foarte rezervat. Adică vorbeam cu ei, spuneam, o tată, statăția, mi-era... Adică, Bani existau, gândeam... nu? Bani existau. Existau doar pentru Liga 4 la început. Da. Însă cu timp am început o negociere cu... Aici rămăsesem. Cu un, da, cu un truz mare imobiliar din, de România. Bine, este sud-african. Și am încheiat o tranzacție foarte mare în anul 2019, culminând cu acel câștig la Cupuzu, știi că asta mea. Dar noi am început să ne negociem cu el în 2017, însă -am, am, concluzionat tranzacția în 2019. ne am... poți spune și valoarea? Sau? Spun că deja sunt publicat. A fost, s-a ridicat la 22 de milioane de euro banii voștri. Da, ai familiei. Da, dar terenul valora mai mult, dat, să știi. Însă din cauza că a fost o situație juridică complicată la teren, aflând, așa a, a, trebuit să descurcăm situația juridică, uh, am preferat să mai scădem la preț, știi? Ca să... Dar da, am luat și niște bani în avans, deși ce prețul cu puzul terenul era în, era în soluționare și nu s-a judecat, adică inclusiv oamenii au riscat puțin. Da. Înțelegi? Și au crezut în cauza în asta au crezut că o să avem câștig de cauză cu acest pus și a fost așa una, un ajutor reciproc și aia a fost. Și oricum acei bani au fost de, fo de mare folos. Și de acolo încet, încet da, ați ajuns a fost până... Da, am avut alte tranzacții imobiliare cu timpul mai mic, însă adunându-se, da, tatăl meu a... Doar că e, uh, și perioada în care uh, tatăl tău și-a pierdut libertatea. Da. Dar... Nu are legătură cu afacerile acestea. Nu! Nu, nu! nu de Pur, vorbim -a de a treia. De -a mai fost cu în prima instanță, în alt dosar cu cinci ani de executare și a fost achitată la câteva de, de fiecare. Asta știu, da. dar vorbeam de perioada în care reapare soarele pe strada voastră, inclusiv din punct da, de vedere fotografic. Am mai, mai primit o lovitură. Asta spun. Da. Și e cea mai dură, nu? Din toată. Exist cea mai dură pentru că eu. el primise niște informații în sensul că un agent SRI, vorbise cu judecătorul în cauză din dosarul lui și i-a spus că, bă, i-a spus că te înainte, să-l mititelul. Și a făcut chiar inclusiv un denunț la, la SIJ, la secția, la, SIG, la, SIG, la SIG, zic cum se, este acronimul SIJ, adică pentru... Cu judecătoria aceea. Da, cu, judeca, cu, nu, cu, cu, magistrații. Am scăpat acum de numirea integrală. A făcut uh, denunțul uh, agentul? Sau cine? Da. așa. Da. Cel care la care a primit și informații. Adică a, făcut, a, a denunțat practic faptul că judecătorul i-a spus că va condamna pe Adrian Mititelu în câteva luni de zile. Și aici au fost niște interese la mijloc. Este clar că cineva a dorit condamnarea lui. Nu vreau acum să dezvolt subiectul să fac pe aici niște acuzații, că să vin cu dovești mai departe, unde despre asta este misiunea. Important este că a fost că a fost eliberat din penitenciar și uh, a executat aceste, a expus aceste 20 de luni ne, nevinovat. A fost un moment foarte greu în noiembrie 2020, pe 5 noiembrie 2020. când s-a acceptat deloc. Adică atunci l-au luat, nu? Da, pe 5 noiembrie 2020 mi-a dat de că la București și am, când am ajuns în fața sediului clubului, atunci am văzut și sentința pe, pe, telefon și mi-a căzut cerul, cerul în cap. Te-ai dus acasă? Nu, era el acolo. Adică A, era, era acolo. acolo. Da, a rămas și el. s crezut prima dată, cu suspendare ca pe nu cu executare. El fusese achitat în prima instanță la tribunal. Știu. Da. A fost un moment foarte greu, pentru că inclusiv, puteți să spune lui și judecătorul atunci în față, că le condamă și nu credea. Pentru că nu era nicio faptă penală acolo. Nu era nicio faptă Nu vreau acum să simt un... În fondul... în fondul procesului, un fond, în, da, profunzimea da, lui, dar momentul a fost, cred că, groaznic. Nu cred, da. sunt sigur am La momentul de acasă, de ce efectiv parcă murise cineva așa, se plângea prin casă, mama, sora, vrea să mă... Fie, femeie care tatăl tata, tata n-a listat o de acasă niciodată. De ce n-a listat o de acasă? A poate plecat undeva într-o vacanță cu prieteni, dar nu... Noapte de noapte că venea la 4, 5, venea acasă. A fost foarte rău și pentru mama mea și pentru acea, Adică, ce, ce v-a spus în momentul ăla când a... Nu pachet... avea ce să vorbești. Eu când, am... ceva... când am teribil, a... teribil, teribil că el putea să, să, putea să se predea a doua zi la... Deja anunțase că se predea a doua zi, nu, s-a putut, a pătut. Au venit peste la casă, a intrat peste noi în casă. A intrat peste voi în casă? Da, adică el l-au rugat să-și facă bagaje, să plece, că e presa la poartă și așa mai departe și că mandatul este de îndat. am l-am ajutat să-și facă bagaje, l-am bărbătat puțin. Nu avea ce să vorbești, că era bulversat, era... Nu, sunt am, deci acum am niște flash în memorie foarte, foarte grele. Nu-l mai văzuse niciodată așa, nu? Nu. Moral vorbind. Nu, adică Deși trecuse nu cred că omul... să vezi un om, poate că nu are o pierdere foarte uriașă în familie. Altă, un lucru mai decât închisoarea, ce poate să, să fie? Să pui lângă familie, de lângă nepoțica lui. Adică... Erați toți acolo. Da, toată familia, tot... Uh, venise să plângă inclusiv acest idiot care se rejează în șeful galeriei și care acum ne, ne înjură. Și <laughs> de un, de un verdict pe care nimeni nu l-a așteptat din nu, familie, nimeni. nu? Deci nu ați luat în calcul nici... Eu cred că la București. Era am ieșit prin club, adică nu aveam niciun stres, nu, nici el. Nu... Poate că în sinea lui avea așa o oarecare, dar nu te gândea la triangul executare niciodată. Atât a primit. Hai să zicem, peste. A fost păi nu, vreau să te greu, întreb adică a fost dacă... fost te... greu, prima vizită la în închisoare, prima, primul telefon din închisoare. Îți dai seama, e greu, e greu. E foarte greu. E emoționant, adică când îl vezi. Adică am încercam tot timpul să tot timpul am fost să-i las impresia, nu știu cum am spus, pe Era următoarea numere, întrebare. Pe nu mi-a dat ce de rău să pară că par indiferent, știi? Dar eu am încercat tot timpul să nu, să nu pară că e la închisoare. Adică când vorbeam cu el niciodată nu încercam să-l compătimez sau să-l peri sau să nu... Am fost probabil, până la capăt și el la fel. Niciodată nu s-a plâns sau să-mi zic că, bă, mi-e greu aici, ai... Nu. Ne-a făcut că plouă unul, unul, cu altul. Mm -hmm. deci. Și când ne întâlneam la vizită, prima vizită a fost mai grea. De ce? Dai să mă când a fost după o lună de zile, cred. După o lună? O lună jumate, da, pe ei. Era și pandemia încercat pe o lună. Cu, cu vizitele. carantina, cu... A făcut 21 de zile pe... A făcut 21 de zile de carantina aceea, care se făcea pe maximă siguranță, pe Vasile Alexandrii, după care am mai stat încă două săptămâni acolo, deci după o lună și două săptămâni, când după l-am văzut. După o lună jumate l-am văzut. Și prima, primul contact prin geam, că nu puteai să te vezi cu la masă, a fost groaznic. Era și decembrie, era, urmau sărbătorile. Ce să spun? Înfiorător. Înfiorător, când le vezi la geam acolo, cu telefonul în mână. Deci nu aveați voie față nu, în față. Nu, nu, nu. Te dai seama că te apucă tot fel de sentimente, dar încerci să treci peste ele, că nu poți să ești bărbat. Nu, -am, niciodată n-am vrut să... Să-i dau impresia că, sunt, am o slăb, că am slăbiciune acum și că să se frământe acolo pe, pentru mine. Nu, nici la telefon, că mă sună, încercam să fiu cât mai ponderat și să nu intru în detalii de-astea. Te-a întărit faptul că în momentul ăla tu erai bărbatul familiei? Adică să te facă să treci peste depresia asta și drama asta, că era, tu erai capul familiei în momentul ăla? Era ala. foarte greu în sensul că mai și la alt dosar unde 5 ani că zic, cu executarea, mă și când am zis, doamne, îi dă 5 ani în ăsta, că te gândești, n-ai ce să faci, când îmi dă 5 ani în ăsta, îi dă și spor. Rămâne la șase ani, stă vreo patru ani și era pe acolo. Era teribil. Pe asta l-am măcinat foarte mult. Când a primit achitarea definitivă în, în, la apel în celălalt dosar, a mai trecut, a, a făcut un și, a, făcut 11, a făcut, 13 pe luni de, de, pedaps. Și toate acele 13 pe luni te gândești cu gândul că vă mai îndau ăștia și mai fac și mai mult. Dat. Un stres inimaginabil. Un stres inimaginabil. Când i-am spus că e achitarea telefon, a, a, ce a avut și ce, cum s-a bucurat. Era mai mult comis că îl condamnă, deși nu avea nicio faptă penală acolo, pentru că, bine, acum știi cum e, fiecare spus că n-a făcut nimic. Însă la el, uite că la el, de puțin oameni din fotbal, s-a dovedit, a primit și achetare, într două dosar definit două achetare a primit definitive, în două dosare, și, și acum a ieșit, a ieșit din închisoare înainte de termen. Pentru că ai spus și două zile de nevinovat. Răspunde, te-a întărit atunci faptul că ești capul familiei? Adică da, era să... o presiune imensă cu... Știam că, că poți să penitența, cu promovarea echipei în Liga 1. Asta era presiunea uriașă pe capul meu, să, să, rezolvăm problema fotbalistică, să promovăm în Liga 1. A, deci asta era pe nu mea cea mai mare problemă, pentru că bani, erau, bani aveam, bani să stăm bine. După ce a venit și pandemia asta, adică era și perioada asta pandemică care ne-a mai dat puțin planurile peste cap și din punct de vedere al și din punct de vedere al construirii unui ansamblu rezidențial în Craiova, ne-a schimbat era greu, trebuia să fiu prezent la creava mai mereu. Asta zic, ai rămas, ai terminat cu Bucureștiul la atunci, să, gata cu da, vizite. mai cu... Mai rar, da, Doar că n aveam treabă sau mm. nu mai știu eu ce. Uh, a fost greu, trebuia să țin ai o responsabilitate. să țin angajații în frâu, da, mama, să vorbesc cu mama tot timpul, să o liniștesc, să ridic moralul, să mai și mint, că iese, că iese la următoarea aia, că iese la următoarea aia. A fost ceva peste ceea ce uh, ai putut duce? Adică ai simțit vreodată că nu? Nu, uite, asta mi-a arătat că sunt bărbat puternic, adică nu... Ți-am zis, în viață, eu sunt, poate că am folosit o cuvinte mai, dar în viață mă pot obișnui cu orice. Păi te pus da. atunci aveai 23 de ani, nu? Da. Sau cât? Da, adică nu aveai o experiență de viață, așa ceva, clar că nu ai avut de cu așa ceva de a face, era Prim prima oară. Da, dar m-a adaptat situația, adică viața m-a învățat... N-ai clacat? Nu. Am plâns da, să mă, câteva ori după ce a plecat a fost un șoc. După care mi-am dat două pană și mi a revenit. A doua zi am fost la ora 8. Mi-am făcut niște calcule financiare, mi-am făcut eu așa un tabel cu ce aveam de cheltuit cu echipa de fotbal și cu baza sportivă care am construcție atunci. Mi-am făcut niște calcule Am cât trebuie să cheltuim pe lună și am intrat în pâine. Am făcut niște program, un program mai strict la angajați și eram mai presă la echipă. Adică atunci mi-am mi-aduc aminte, eram nostru la echipă, intram în vestie înainte de meci, și la pauză și după meci. De el ți a lăsat uh, drept ordine să nu cumva să dispare echipa. Nu? Da. Cum? Adică, asta era. Asta e mai. Bă, pentru el să n-a încă cinci ani închisoarea, chestia asta. <laughs> <De seama> dacă, <laughs> Sau dacă nu chiar glumind, glumind și dacă dispare echipa de fotbal. Uh, ți am zis, pentru el fotbalul este, este viața lui. Și-a dedicat-o total. Și acum am un exemplu, este un om foarte puternic. El este un om care la 14 ani a rămas fără mamă dintr-un accident domestic, să zic așa. A rămas și fără mamă și fără tată la 14 ani. A trebuit să se angajeze la 16 ani, lucra ilegal pe timpul lui Ceaușescu, lucra picolo, așa de spital. Învățat cu greutățile vieții. Adică el, da, adică am avut, adică, da, ținând cont de tot ce mi-a povestit el și știu parcursul vieții lui, adică nu pot să fiu mai prejos decât la, adică ce am întâmpinat eu. M-a lăsat cu câteva milioane de euro în cont și s-a auzit la, închisoare închisoare 20 de luni. Hai să fim serioși, adică sunt oameni care au întâmpinat, el a întâmpinat niște greutăți enorme și el este omul care ne-a a creat toată această familie pentru că el nu ține tot neam. Nu suntem numai noi cele patru persoane în această familie. Da. Noi da, el ține tot neamul, tot neamul. Adică, și, adică imaginează... fa și familia mamei mele și familia lui. Nu familia lui mai e la, la copii. Da, da, da. Verii lui, nepoții lui, frații și așa mai departe. La fel și ai mamei mele. Adică el ține circa 20 de persoane din acest neam. Nu s-ar zice. De ce? Pentru nu că îl vezi mereu un În, în... Din anii 90 de când a făcut primii, primii bani, în anii 90 de când a făcut primii bani și avea 20 ceva de ani, a întreținut tot acest neam. Deci nu s-ar zice? Pentru că de fiecare dată când îl vezi în, în zona publică, mereu pus pe, pe răzmerițe, pe da, conflict. Este un om adică nu, nu crezi că un astfel de om e sufletist, nu e este mărinimos, este... e grijuliu dincolo de familia lui, clar. Eu spun sincer, sunt oameni cu mult mai mulți, ba, mult mai mulți bani decât noi. Dar uite, el ce mi-a oferit mie nu am văzut la altă lume. Spun sincer, adică ce a putut să mi ofere, mie și câtă mână liberă și câtă Uh, inclusiv uh, și partea financiară și cum uh, eu sunt, ce sunt astăzi datorită lui. Și e, îți spun sincer că este candează la locul de, de cei mai mare care venit în istorie, pentru că ce a reușit să facă el nu avea și mulți în istoria acestui oraș. Credem. Nu mă și... mai la fotbalistic. Mă refer un om, ți-am spus cum a plecat, adică el pleca de jos la... El s-a scut în Boveni, că lumea credea de vreo de, de numele acestui sat. Un s de lume, la 33 de km de Craiova, pe niște voi, uh -huh. pleca pe jos, de la Boveni de acolo până la Craiova. Păcea câteva ori. ți a spus, la 16 ani lucrează ilegal. Revoluția l-a prins în armată, la Timișoara, cu lumea. S-a eliberat imediat sa, după, după, după Revoluție și atunci a început cu afacerile. Și a ajuns în locul unde, unde lucrează și deține acel loc. Am înțeles. Și crezi că... A fost un om care s-a, adică... S-a dedicat. S-a dedicat, a plecat în Iran, în America, în Rusia, Moldova, adică a fost un om care a alergat pentru a face bani. Și asta, il, o să-i mulțumesc toate și la apreciez că s-a chinuit, chinuit ani de zile, s-a chinuit cel puțin... 12-13 pe pe ani ca să poată să ajungă la un, la un, nivel înalt. Asta tu sau voi, familia, îl apreciați și îl prețuiți, dar crezi că uh, oamenii, de asta, de, asta și oamenii să... de acolo... Cred că... sunt foarte deschis acum și spun aceste lucruri, pentru că mi-am lucrat aceste lucruri. El a fost un om, un băiat sărac, care a avut toată viața grijă de familia lui, de sora lui, de nepoții lui, de verii lui, de verii mei din partea mamei și așa mai departe. Adică este un om care tot acest neam trebuie să-i să mulțumească și să nu știu, să-l prețuim pentru că, ți-am spus, tatăl ca el așa mai rar, rar, rar găsești. Dar dincolo de zona asta? Dincolo de, de aceste conflicte între tată și fiu sau probleme care le se întâmplă în orice familie, toată viața vă mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru, pentru noi și pentru mine, adică cum în ce stadiu a putut să mă, să mă, să mă, să mă aducă pe mine. Au pentru fost și conflicte? Că, nu, conflicte în sensul că mai ai certuri între tată și fiu, îți dai seama, mai ales pe subiectul fotbal, că la fotbal nimeni nu se înțelege niciodată, mai ales pe diverse teme, normal, că, na, eu să știu că am un stil de viață diferit de ce a fost el, adică el nu a avut acest stil de viață pe care l-am eu. Vremurile. Nu neapărat, pentru că și în anii 90-2000 puteai să ieși, să te distrezi. Nu, el a fost un tip foarte familist, să știi. Eu stă așa puțin mai rebel. Deocamdată. Cu toaje, cu asta. Deocamdată, de, -o de, -o -a, data, de cam cam că am găsit liniștea, probabil. Și normal că conflictul între generații își spune cuvântul. Și normal că am mai avut diverse replici, replici cu de-a lungul timpului și bufnări, dar nu. Asta vreau să, să țin că indiferent de ce s-ar întâmpla eu ceea ce sunt astăzi sunt datorită lui și eu, a investit foarte mult în mine știu că m-a adică făcut acționar majoritar la club la 10 ani tot cu gândul ca să fie o premieră să, să, să prin autoritate ca lumea să mă cunoască de mic și să așa mai departe, în ce spun adică m-a format de mic, de mic m-a pregătit pentru ceea ce sunt astăzi și pe acestea îi mulțumesc enorm de mult și și a crezut în tine, adică nu s-a da, îndoit că în tine, da. vei risipi banii, că, nu știu, vei ajunge mai știu eu unde. Da, să... cred că sunt am, sunt un tip, un, în ciuda faptului că sunt un tip, sunt și un tip foarte echilibrat, să știi. Sunt total împotriva drogurilor, total împotriva drogurilor, adică, efectiv, consider că este o mare problemă ce se întâmplă în ziua de azi și foarte multă lume se decrează din cauza drogurilor. Ești știe că nu mă droghez, nu prea consum foarte mult alcool, adică sunt consumat și ocazional alcool, nu tot ce apare pe imprese și adevărat să știi cu acele mii de șampani și ce mai Bine, că o să, te întreb, să te întreb și de zona asta. vede că sunt tip echilibrat, normal că poate și-ar fi dorit să rămân în creava lângă el, să fi mai implicat la echipa de fotbal acum, după ce s-a eliberat el, însă, sincer să fiu, nu se poate acest lucru, pentru că echipa de fotbal ți este viața lui și el, el, trebuie să conducă de această echipă. A de lui. fotbal. El trebuie, este meritul lui și nu este corect nici măcar să. Normal că mai câteodată mă mai agulea pe tine, deci mai dau și cu un sfat sau mă mai întreabă, mă întreabă de multe ori, ne sfătuim și mai departe. Dar el, el este cel care trebuie moral, el trebuie să cel care trebuie să fie în față la această echipă de fotbal. Nu eu, nu altcineva. Dar te vezi peste ani fiind ca el, cu echipa, sau crezi că după ce... E el... greu să facă și o proiecție în viitor acum legat de echipa de fotbal, să știi. Și nici n-aș vrea. Dar e clar că n-ai nebunia lui. Nu. Nu. Nu cred că are nimeni nebunia lui. Poate mai Gigi pe care, Gigi pe care are de milioane de euro. Adică nu neapărat de bani, de concepție, contează de, și de bani, mentalitate. Contează și banii, Viorică, dacă ai foarte mulți bani, normal că nu mai contează că pierzi 10 milioane într-un an. Și ziua uh, eliberării care a fost presupun sărbătoare în familie, da. ca să chem Așteptam să mă avocatul de la, de la curte de -acolo, la Curtea de apel, să zic că era o chestie de, de, formală, pentru că se știa că va fi eliberat, pentru că câștigați la curtea constituțională, știi? Da. I se, i se acea excepție de neconstituționalitate de articolului, pentru care a fost el condamnat. Dar tot să te cu emoții și da, după aia ce am pățit că nu mai suna el, să-i spun. <laughs> da, să că vă și deci nu mai suna să-i spun. Păi am spus și a făcut bagajul și ce să mă ne-am dus, de -aia să mă, a fost un moment ce-ați făcut în ziua aia? Că asta e de bine, Poți o, de, nu te răscolește. Am făcut, este un restaurant uh, al unor apropiații noștri din Craiova, lângă sediul clubului, în centrul orașului acolo. Și am făcut o petrecere, zai să mă, cu apropiații, cu prietenii mei, cu prietenii familiei, cu, familie, cu lăutari, cum se face, ce... Mm -hmm. Normal, zai să mă, ați făcut, făcut omul 20 de luni de închisoare. Nu? Dar cu e bine din punct de vedere al dosarelor, nu? Adică nu da. mai tremurați deloc. Nu. nu. Este bine. Da. O altă latură a vieții tale. Spunea că sunt rebel. De ce ești rebel? De ce te consideri așa? Pentru că. să. consider rebel de orice. Ești de mic? Este sau pe măsură ce a trecut timpul pe și măsură te. Ce a trecut timpul, să știi? Păstăm pe porcile când ești mic. Ce poți să faci când ești mic? Nu a fost un copil problemă să zic așa, să faci marc. Tot timpul am fost un om, un tip cu personalitate, întotdeauna de mic am fost asta și o dată de puternică și nu mă, sunt un tip greu de clintit, din orice punct de vedere. Că ești oltean sau? Adică ce am un și în să știi. Și asta mă consider rebel. Adică, contrar, poate să spună mie o mie de oameni acum că nu e bine ceea ce fac, mai ar o fac acel lucru. Ca să demonstrez că cum gândesc că este bine. Funcționează așa și când spune el, tatăl tău? de, multe ori, da, să știi, că de aici apare anumite animozități, să zicem așa, între părinte și fiu. Dar nu, chestii minore să zic așa. Da, da, de multe ori suntem sunt încăpățânați, știi? Ți-am mis, am postat de puternică și fac de multe ori ce mă tai capul. Acum, că știi cum e de multe ori așa, e bine să și faci la vârsta asta. Te mai lovești de un zi, te mai, te mai de jos, trebuie să. dai să mai vedeți ce e bine și ce e rău. Să discerni după aia, trebuie să ai și experiențe neplăcute ca să discerni ce este bine și ce este rău. Da. Tot ai adus de câteva ori în discuție pe parcursul acestui episod de paparații, de ziare de scandal, da. de cum apărei, de cum erai perceput. Și cum apari. Și cum, și cum perceput, apari, Pentru și că cum... eu sunt perceput. Da. N-ai vrut inițial să fii perceput așa? Pentru că toate aparițiile tale, că erau paparații pe urma ta sau că mergeai într-un loc public, cum e un club, nu puteau trece neobservate. Îmbrăcat, da. ultimul răgnet. Mașină, ultimul răgnet. Ceas, ultimul răgnet. Ce ai face tu la vârsta mea locului? E greu de răspuns. Depinde de... E greu de răspuns, numai să te pui în pirea dar... Da, sunt și tineri care au uh, posibilitățile tale financiare și nu sunt ca tine. Asta nu, nu înseamnă sunt că... Mine de... pentru că ei nu sunt mediatizați ca mine. Asta este răspunsul, mm. pentru că... Adică dacă... vrei să spui că toți copiii uh, mediatizați și cu posibilități financiare Pe fac căsne, ca tine? Că suntem câțiva mediatizați atât de mult, să zicem. Adică, ți-am zis, Normal că... Te-a adus... atenția dacă... Nu, dar n-ai vrut inițial să fi perceput ți așa? Ți-am zis, vrei să o câștigi. Când ai vrut, ești nu? În așa. Nu, un exemplu de viață, adică un exemplu pentru că, în general, autoritatea vrei să ai notoritate, să fii cunoscut, dar după aia, după ce, o, după ce o ai, vrei să scapi de adică îți din niște. Și aș, în clipa asta, așa sunt eu acum. Că e sufocat. Da, adică este chiar e sufocant să se întâmple cu mine. Da, la început cum a fost când ți-ai dorit notorietatea asta și pe măsură ce trecea timpul o dobândeai? Cum a fost? Copil Erei fiind, zi bine? Zi, mă, copil fiind zi, drag că... Nu, vorbim de perioada București. Deci deja apari în București. A, nu, perioada București deja, sincer da, să fiu... Dar aici -ai desăvârșit, cumva. Păi aici, <laughs> la București este... Da. Da, este, este... apogeul distracției. Crem de la crem, da. Uh... Spun sincer că nu, nu știu, poate că lumea vede lucrurile altfel sau mulți poate zic că îmi doresc să apar. Nu îmi doresc să apar, dar acum nu pot nici să-mi închid viața. Nu pot acum ce să fac, să beau altceva decât ceea ce îmi pare să beau, să mă îmbracă niște haine mai ieftine doar pentru a nu ieși în evidență. Nu sunt mari Zuckerberg, asta este. Dacă aș avea 5 milioane de dolari avere, poate mai aș îmbrăca și un tricou gri. Așa... Înțelegi? Ba. Să persifrezi lumea. Dar nu... <laughs> dar nu pur și simplu ăsta este titlul meu de viață. Îmi aduc aminte, uite, mi aduc aminte, mergeam sediul clubului și sediul firmelor noastre în centrul orașului. Este o clădire se numește New York. Este fost hotel New York da. de pe timpuri. O clădire momente, istoric foarte frumoasă. fiind acum o să o și băgăm în renovare. Și de la drumul de acolo, de la, la mine acasă, pe jos, undeva la 4-5 minute. Și mi-aduc aminte că mergeam cu tata pe jos în perioada aia crea. Mergeam spre casă și scrisese că cei din, nu știu, cred că din Peluza Sud sau din Peluza Nord, nu mai știu exact Cine Ceva pe ziduri, probabil. Pe un problem. zid scria, cred că a văzut să că mergem pe jos acasă, știi, că nu mai avea mașină și au scris pe un zid tot pe jos săracilor. Acum, ce să zic, ce, ce pot să fac acum? Acum, a fost o perioadă când mergeam pe jos, ca un sărac, ca de -a cum, cum au scris pe clădire. Acum, merg cu un Lamborghini Urus ce să fac acum, să merg tot pe jos că își doresc ei? Adică am avut o perioadă în care am, am stat și m-am uitat. Acum să stea să se uite și ei. E simplu. Asta așa. e aroganță. Nu e aroganță. Acum, păi, nu, nu nici o aroganță. E un adevăr. Da, dar n-am spus ofensator. Nu, dar nici nu m-am ofensat, să știi. Doar că mi-aduc aminte de această amintire. Adică am această amintire în cap când mergeam pe jos și vedeam tot timpul scris pe acel gard, tot pe jos săracilor. Stăteam așa și mă gândeam, zic, uite cum e viața din aveam tot ce-mi și acum stau și mă... Era o chestie care te, te măcina, chiar dacă nu ar trebui să pui la suflet, te măcina. Dar din ce observ eu și nu doar în urma acestei discuții, ci așa, din ce am mai văzut până acum, ai boală, poate că e exagerat spus, da? la mașini și la haine scumpe. Boală, sincer, da, la, la haine am așa o adicție, să zic așa. Mașină nu am, o mașină nu mai am, o mașină nu trebuie. O mașină alta. de 400.000 de, de euro? Am o mașină nu trebuie alta. Cât facea, oricum a crescut prețul acestei mașini. Că nu vezi că totul crește în ziua de astăzi, nimic nu scade. Vopsită în culorile -a echipei. Da, e în, într-un în, în, în bleu. Și atât a fost, nu? 400.000? Nu, a fost... Cu, cu timpul a ajuns la, la, prețul ăsta, cu timpul. Cu timpul a ajuns la prețul ăsta mașina, cu ce modificări am făcut și mai departe. Alții își fac un bloc cu baniște, dacă iau. Da, sau alții plătesc cu de la fotbal. Hmm? Bine, voi le faceți pe ambele. Păi, da. poate și tatăl meu, când îmi anumite cheltuieli exagerate pe care le fac și eu îi dau. Păi, da, și la fotbal cheltuim bani. Și eu îi dau același, îi dau și o replică, nu? Dar și până la Lamborghini, acesta, te afișeai tot cu mașini scumpe. O stai? Dacă nu le-am la vreo să când le-am. Păi nu, spune-le că întreb, dacă nu. Ce să le spun? Dacă spune -le nu am oamenilor, avut, cu le oamenilor. Cu ce te-ai dat până te-ai un AMG GT și aici stresat înainte. Era la vremea aceea o mașină în 2019, când am cumpărat-o, o mașină foarte. Am avut, am mașini, am. Eu... Vă, pe, vă, vă pe, Instagram o fotografie S acum trei, te da, rog. Îmi spun sincer, de ce vă faci bani dacă nu știi cum se cheltui în viață? Adică sunt oameni foarte, sunt oameni foarte bogați, să zicem, care trăiesc la fel cu un om cu un salariu, să zicem, de doctor sau de sau de, nu știu, un salariu de 2000 de euro, nu vezi diferențe între ei, pentru adică nu înțeleg. Eu așa văd lucrurile. De ce te-ai mai chinuit o viață, tatăl meu s-a o viață să facă bani dacă nu poți să trăiești bine? Adică da. bine în sensul să ai o mașină scumpă, să ai niște ani care îți plac să nu te abții la haine, să poți să pleci în niște vacanțe dacă îți dorești. Adică pentru ce, ce faci? Te duci cu banii în mormânt? Aveai mașini pe care le luai în funcție de uh, anumite momente? Asta pentru club? Asta e pentru oraș? Asta e pentru deplasare nu, la munte. Nu. nu. O te vezi acum mă împingi să 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 dar nu, nu, nu țin un joc Nu, cu ăsta, nu, nu, nu e am, niciun nu. joc. Eu mă, nu. mă raportez la o fotografie. Nu, că nu e, adică nu, nu sunt primul om din oraș care s țară, care are această mașină. Nu, e nu, nu știu. Din păcate sau din fericire, e plin prin herăstrău de astfel de bolizi. Păi vezi, Ai... și în să știi. <laughs> și în sunt destul de bolizi. Ai impresia că... Lumea se voie de bandă, uite că sunt mai mașini scumpe pe stradă. Da. Și cu hainele spui că problema da, e cu mai este serioasă. Pe urmă... De când a apărut? Este problema gravă cu hainele. De când a apărut? Păi tot din perioada în care n-am avut. Pentru că mi-am vrea de mult atunci să am în ținute, da. nu mi le permiteam. După care când am ne -am deblocat financiar, îți dai seama că am deprins obsesie pentru haine, din păcate, asta e adevărul. Dacă intru într-un magazin, asta e, da, asta e slăbiciunea mea cu hainele. Da. Și nu e, nu e ok, pentru că și hainele costă foarte mulți bani în ziua de astăzi. Dar magazine nu aici, că ce ai tu pe tine găsești greu aici. Bă, nu, sunt și da. magazine aici, da. Cum? În București, cum? București tu găsești tot ce vrei. Normal că preferi în străinătate când te duci să faci și shopping, dar nu... Care e cea mai mare sumă cheltuită pe haine o singură dată? La nu, un nu shopping. Nu. Nu o să dezvolui asta, nu. Chiar mm -hmm. nu e important. Dar stilul tău, care e? În funcție de eveniment, ca În funcție e... de eveniment, eu sunt omul care se-mi dau la training, minunul la costum. Prin training train nu prea te-am văzut. Ba da, nu training cu FCU. Nu. Nu. O... <laughs> nu, mi am dat seama. Nu mi dat seama. Nu, dar nu treci neobservat. Adică eu. Țin foarte mult la imaginea mea. Foarte în sensul mult că trebuie să fiu un bărbat aranjat, un bărbat. Dacă nu, dacă nu sunt îmbrăcat cum îmi place, nu mă simt bine. Ziua. Uite, eu am văzut am... datoria mea să urmăresc oamenii cu care vreau să am astfel de dialoguri. Nu e un spionaj, este pur și simplu datoria, okay. jobul meu. Și uh, iar am în o fotografie de acum câteva zile, înaintea uh, chemării la DNA familiei Pițurcă, erai cu Alex. La Poiana. Ah, da, este prietenul meu. Da, Alex. A rămas, a fost prietenul meu. Alex îmbrăcat într-o geacă păi nu, nu, nu. Care, care nu atrage atenția, okay. tu cu o blăniță, adică mă scuz. Azi că și Alex are hainele, stai liniștit. Alex, Alex, a, Alex a venit acolo, a venit îmbrăcat într-un costum de schi, că ski. se mai vine, da, tu păi tu e erai de... Fusese la schia, probabil, nu știu. Da, tu erai de uh, venit de la Paris undeva și parașutat acolo. Cu blana aia. Păi cu blani... e frigă de că grade, <laughs> ce vrei să... Da. Nu, dar lasă că și Alex le are pe ale lui, stai liniștit, că nu... Să da. nu împătimim pe Alex. Uh -huh. Dar cum e posibilă, sau cum a fost posibilă, paranteză, prietenia asta dintre tine și Alex în condițiile în care tații s-au dușmănit? Un, un băiat cu... Da, acum nu mai avem nicio problemă. Nu. Adică sunt, nu. sunt relațiile bune între tatăl meu și Victor Pițurcă. Dar și când erau dușmărinile acelea mari, întotdeauna am ținut legătura și m-am salutat, am vorbit, am stat pe la mese cu Alex pentru că Alex este un, un tip cu un deosebit un băiat care n-ai ce să l și totdeauna a avut așa o afinitate de Cătălești când era fotbalist. Da. El a fost fotbalist nu noi și în 2005 în Liga. Știu, știu, a, știu. Și în 2010 și în 2011. Uh -huh. Despre deci că e o problemă gravă cu hainele care da. continuă să se acutizeze, nu? Adică nu te oprești, cumpere azi și mai cumperi peste un an. Asta zic că poți să te foarte bine, nu neapărat cu Ainescu. Adică sunt anumite, am văzut, apar foarte mulți designeri în, în, București și poți să te și cu o, o sumă decentă foarte, foarte bine. Ai uh, o colaborare cu cineva în sensul ăsta? Sau totul e... Nu, să știți și uite, să că e primul... Sunt foarte rezolvat de fel. Adică este un podcast la care vin. Și -ți -ți mulțumesc. Știu. Și m-am avut tenii invitați sunt să Sunt că convins. Este primul podcast. Te apreciam că din prea la GSP TV atunci. Îți că mulțumesc. Îți mulțumesc. Da. da. Am căutat să spun lucrurilor pe nume și cau, deși lumea deși fotbalul... Știi că am avut o anumită așa începătură cu, tatăl... cu, chestia cu farul, cu interviul ăla. Și încea. cu tatăl, da, știu. Da, nu, a știu. A fotbal se întâmplă, asta e, așa e în fotbal. Nu a fost. -a ales după meciurile care... oamenii care mă critică, dar nu spun minciuni deci, sau răutăți. Eu spun lucrurile, lucrurile pe nume și le spun în față, adică nu vorbesc la... Nu, dacă am o problemă, ți-o spun. Foarte bine faci. Înțelegi, și, și pe tot se, să fac mi asta. Mi se pare că dacă nu e ceva ok, ți-o spun. Dacă nu e un lucru echit nu este echitate într-un lucru pe care îl faci, mai ales în televiziune, trebuie să-l spui, pentru că nu e normal, că trebuie De să fie la... toată lumea imparțială. Spunem tot în, în, direcția asta mondenă, cum ești perceput, repet, nu treci neobservat, acum, spre exemplu, când apari în Herăstrău, cum simți lumea că te percepe? Nu este respectuoasă, chiar dacă poate, deci încă mai e și lume falsă, să știi că la București, te simți cumva... la București am întâlnit mult mai mult respect decât la Craiova. Mult mai mult, respect. Adică lumea Apreciază aici mai mult oamenii care încearcă să facă ceva în un anumit domeniu, cum este statul meu fotbal. Că a, noi ne identificăm cu fotbalul. Da. Vrei, nu vrei, cu asta te identifici. Cu fotbalul. Familia mea, te spui fotbal. Nu, dar vreau să te întreb dacă te simți cumva inconfortabil. Deloc. Că, Deloc. Nu, că sunt și simt, oameni care... Ca, nu uh... cred că uh... o să spun vreodată, mă simt ca acasă, să știi. Deci, asta este adevărul. Adică, în creava când mă duc, de multe ori mă simt ca într-un oraș și vânat. Culmea, paradoxal. Și vânat. Și vânat și așa mai departe. Iar în București am, mă simt ca acasă. Un oraș care în mine îmi dă liniște. Deci nu simt... Culmea, deși un foarte agitat. Foarte. Deci nu simți că ar fi oameni care uh, ar zice, uh, uite-l și pe figurantul ăsta cu ce impresie probabil, a venit. Că este adică nu te simți așa. Asta, pentru nu? Că, normal că în lumea manifestă frustrare și invidie de multe ori, dar... Dar nu mi zice în față sau nu am simțit asta. De majoritatea oamenilor să știți că mă respectă și încerc să am o relație uh -huh. de prietenie cu mai mulți oameni pe aici, adică mi-am făcut prieteni, adică de respect de și așa mai departe. Bine, nu ești un tip oarecare, pe lângă numele pe care îl porți, și prin ceea ce faci, adică sunt de notorietate, fel de fel de petreceri cu șampanie, inclusiv prin străinătate, prin America am văzut că ai postat ceva. Adică în America erai ca în herăstrău, ca la tine acasă roaba no, de șampanie. de să bea șampanie de 100 de ani. Noi acum am început să ne mirăm când bem șampanie. Înțelegi? Asta este problema. Adică, nu știu, de ce de multe ori, primul, că sunt cu alți oameni la masă. A, nu, nu, ori... clar, nu erai singur niciodată. Da, adică, ce este rău în asta? De că tot timpul deja s-a pus o etichetă când păi comai nu șampanie rău. că vrei să-i patezi. Asta A, exact, este... exact. Clubul, cluburile exact. de noapte, și din America, și din Franța, și din Dubai, și din România, când comand șampanie este show-ul lor să-ți aducă cu artificii, cu o melodie, adică e normal că și automat se, se să zic așa, e o chestie de marketing și pentru aceste cluburi. Nu? Cu asta atragi, domnule, un fel de show. Da. De ce Doar că e un show E un show scump. Da. Adică o să ajung să te rogi, domnule, nu mai am artificii și nu mai te rog frumos că Chiar dacă politica clubului așa e, ca să nu mai zică lumea că e patez. Hai să fim să reuși, până la urmă, de, de mâncare, nu când eram, nu aveam bani, credeau de mine că sunt sărac, acum când am bani, zic de mine că sunt figurant, oricum o dai, nu e bine. Lumea cum te vrea, nu te vrea bine. Asta și Asta și Înțelegi? Da. Dar tocmai de asta am scos nimeni acea, acea întâmplare când mergeam pe jos și am văzut acel mesaj. Nu am ca, zis-o ca pe aroganță, uh -huh. ci ca pe o karma vieții. Da. spune uh, ești o atracție uh, pentru... Uh... Știu ce vrei să mă întreb. Ce păi nu, nu. Original e greu să fii, uh, să fii în ziua de azi. Mă refer la mine. Ești o atracție pentru fetele din capitală? Din... Sii, tot timpul eu am fost un, un, un bărbat care n-am uh, dezvăluit anumite relații sau să Nu, păi nu te-am întrebat într asta. Acestea, nu te-am întrebat cine e prietena -a ta. Trebui, mă întrebi eu... dacă eu... sunt o atracție pentru femei din București. Ce pot să-ți răspund eu acum? Sunt un, na, sunt un bărbat tânăr să zicem așa de succes prin tatălui meu și prin prisma ta, până la urmă și tu ai nu arătat că Nu vreau să că prea multe merite mie, pentru că ți-am spus, corect este să-i dăm cezarul ce este al cezarului. Adică... Dar nu e și o, nu știu dacă, povară, ceva care îți creează sentimente sau semne, nu sentimente de întrebare. fata asta vrea cu mine că știe sau vede că am bani sau că mă place ca bărbat? Nu te întreb mereu. Nu știu ești... să fac diferență, știi că Zici? o calitatea mea este că mă bice foarte bine la oameni. Și nu prea am dat eu așa șansă multor femei să profite de pe urma mea. Dar au fost, nu? Situații... Normal că sunt situații în care oamenii profită de pe urma ta, sau poate mi se pare, sau poate... Na. Dar nu, nu la modul extrem, să știi, nu. nu. Au fost, Nu. Depinde ce să-ți profitat acum, na. Păi, ți-am spus acum, mai un barbat, devreme, un bărbat, cu bani pe care să-l stoarcă bărbat cineva. trebuie să aibă grijă de o femeie, nu? Adică un bărbat este oglinda, o femeie este oglinda bărbatului, nu? Și invers. Nu poți și da, și invers. Adică nu poți să ieși de mână cu o femeie, tu să fii într-un anumit. să prezinți într-un anumit fel, să fiți țiplă ca bărbat și a femeia de lângă tine soții. cum? Mediocră? Niciun da. caz, nu? Adică un bărbat trebuie să aibă grijă de femeia de, de lângă el dacă și asumă o relație cu respectiva. Da, momentan nu ți a asumat nimic cu nimeni. Sau să întreb altfel și singur acum. Mai mult ă, și-au asumat zearele. Da, <laughs> să-i Angelina, Jolie, de România da. sau ceva de genul, nu? Da. Nu știu. Da, nu. N-a fost nimic? Că... Nu a fost, nu, nu, vreau să dau curs acestor subiecte de cancan, nu -can, înțelegi? Da. Dar e singur acum? Da, sunt probabil singur. Nu no, nu am relație. Nu vrei sau Ce pur și dat simplu n-a dar... fost să, să, fie? Că spuneai mai devreme și S -s... nu știu dacă în contextul ăsta, că nu mi-am găsit încă liniștea. Și, uh... Da, să știi că poate și o dată cu întemeia unei familii sau nu, cu... no, regostindu-mă, având o relație serioasă, poate căsătorindu-mă, mai știi, că da, înainte și în vârstă. Mă voi liniști, probabil. Mi-aș dori să am o familie, mi-aș dori să am un copil foarte, nu mi-aș dori să am un copil, însă... Da? Da, da. Încă de acum, dacă e posibil, da, dacă... Cum? Păi, și sora mea a făcut la vârsta asta, a făcut-o prima... făcut pe maia nepoții ca mea. Uh -huh nu mi se pare o vârstă de Adică, oricum, nu-l fac, nu faci, nu faci mâine copilul. Oricum, ajung la 27-28 de, de ani să am un copil, ce -ți se pare de vreme? Nu, nu, mi se pare că în lumea asta, mai ales tinerii uh, cu posibilități materiale, uh, tinerii cu posibilități materiale vor să profite mult și bine de statutul ăsta, să nu se complice. Că un copil și o familie înseamnă responsabilități, înseamnă să te cumințești, înseamnă multe alte. Nu, eu mi-aș dori, mă văd capabil să, să, fiu tată în momentul de față. Spun sincer. Și cred că asta mi-ar și. și mi mi-aș și căpătat liniștea o dată cu, cu asta. Ai un profil, așa, de femeie? Sau uh, momentul uh, când te lovește uh, e Știi decisiv? Cum e că tot timpul, dragostea e surprinzătoare, pentru că te lovește și cum ai să te lovești, că nu te aștepți, și cu cine nu te aștepți. Adică, probabil, poate, poate să. Poți să te îndrăgostești în viață de o persoană care este contrar principiilor tale și, a, și tiparului tău de femeie și să nu am un principiu. N-am un, un tipar mai de femeie, pardon. Nu. Nu am așa anumite, mă uit la anumite chestii, calități, sau am, sunt un tip mai așa, mai pe vechi, cum spuneți, voi în București. <laughs> spuneți voi. <laughs> pe vechi, da, sunt multe. cum zic da, ei. da, da, da. Uh, adică sunt un uh, bărbat mai strict, așa. Mai circunspect, mai rezervat, are, nu? Așa, da. nu te arunci. Nu mă arunc și îmi place să fie discretă femeia de lângă mine. Nu. De ce discretă? Pentru că e suficientă mediatizarea ta și nu mai nevoie o în familie? O, famil o dată cu asta și, și ca femeie ea, în viața de zi cu zi, nu, nu, eu sunt, mis, sunt uh, mai stric ca bărbat, adică nu, eu respect femeia lângă mine și vreau să mi se acorde respectul cu venit, îmi place reciprocitatea și nu prea accept greșeli din partea femeilor. Păi nici ele cred că nu acceptă din partea ta. Sau ia, că nu o să trăiești cu... Nu știu, na, mai, poate mai acceptă, dar eu nu accept. Poate nu acceptă. Adică acum vrei să-ți lași așa o foarte o, o deschisă pentru da, cine... să mai accepte, aia e, da. În fine, da. Deocamdată te e, sunt, sunt singur și nu... Mhm. Uh -huh. E cale lungă până acolo, din păcate. Dar simți nevoia să fii cu cineva? Adică să... Orice Bă, bărbat cred că... Bine, nu toți. Mulți spun asta, dacă te înregostești după aia... ești fericit. Ești fericit. Mulți spun că... A, să dăm, că stau... Să n-am bătaie de cap sau să... Să nu o mă complic. Să ceva orice ori vreau. Da. da după... Spunem în altă ordine de idei, mai avertizat înaintea acestei discuții, mă rog, mai avertizat în glumă, așa mi spus, bă, sper să nu mă întreb și tu de aceleași lucruri, inclusiv de tatuaje. Se că n-am cum să o colesc cu un subiect de genul ăsta, pentru că tatuajele tale sunt vizibile de pe lună. Adică nu e ceva uh, care nu se vede dacă ai fi uh, îmbrăcat. La tine se duc până sus de tot. Ia spune-ne așa. Spune-ne tu ce... Ce să spun? Pe mâini, pe corp, tot corpul da, e tatuat, nu? da, am început cu un tatuaj și... Uite ce am ajuns. te pare rău <laughs> acum? Nu, nu pare eu Nu pare eu, nu e lucrurile pe care le-am le făcut. Dar povestea lor care, care e? Că presupun că există o poveste da, așa, nu poveste. e... Îți să cam foarte multe. Multe au semnificații, multe... S-au legat poveștile între ele, că trebuia să completeze anumite locuri pe piele, nu? Deci tot corpul, tot... Uh... Da. Tot corpul este. Partea superioară? Partea superioară. Picioarele decât pe picioare am decât pe mama, tata și sora mea. Mm -hmm. Pe spate? Cine ce de taină. Cine aceea de taină? Da. Și pe față? Am, am un leu, sunt de leu. Da. Am un leopard, am... Am... Nu am pe Isus pe, trebuie, pe mână, pe, am, am chestii religioase, mm -hmm. majoritatea, să știi. Deci, practic, tu ți-ai construi niște repere prin tatuajele astea. Sau ți le definit, sau ți le-ai expus. Nu? Ale vieții tale. Da, am... mi-au plăcut foarte mult tatuajele și ușor, ușor, adică am început cu unul și m-am regăsit în ele, să zic așa. Crezi că vei renunța vreodată la ele? Sau dacă se mai nu, poate, că nici nu știi nu, dacă lumea mai asta mai medicală cu... sau... A... Nu știu ce să o pe peste 10-20 de ani, să mă, e greu să cred că pot să scot așa ceva de pe piele, că sunt full. Dar tatăl tău nu ți-a reproșat vreodată că ești prea încărcat? Sau mama ta ba Da. Ba da. Ți-a spus, ba nu? Ba da, dar e prea târziu. Ce să mai facem? S-a obișnuit cu mine. Viața de noapte cum e? Aici în uh, capitală. O frecventezi? O aprofundezi? Sau ocazional? Viața de noapte? Că lumea... Nu toți, dar mă gândesc că sunt mulți care au impresia toată ziua în cluburi, restaurante scumpe și când are meci FCU, la meci. Piața de noapte, cum știi foarte bine a este activă, un oraș care nu-l niciodată. Și tu îl însoțești? Nu, nici nu, dată de doi pe săptămână ies la masă, ies poate și în club. nu. A, deci nu zi de zi? Nu, ies, nu e zi de zi, nu. Nu e nu. Nici nu pot fizic să e zi de zi. Mai e a nu. <gânt> da, spui că te-ai lovit de problema asta a oamenilor care în dreapta sau în stânga ta consumau droguri. Că altfel nu aveai cum să o scornești așa în... Uh... Știi foarte bine, problema asta în România. Cel puțin în București este dezastru. Cu Răuie. Și a fost greu să rezici tentației? Pentru că există spiritul de turmă. Nu am niciodată și... Nu știu, pot să fac orice ca să asta. A, nu, că nu eram uh... anchetatorul de serviciu. Am uh... Poate mai există dubii sau ceva, eu știu, dar nu poate să credă lumea ceva despre norocul lumea și face impresii griște întotdeauna. Niciodată nu am avut tentația sau doința de a încerca. Niciodată. Și poate creau la un metru de mine. Mm -hmm. Niciodată. Nu fumez, nu beau cafea, nu mă droghez, nu. M-am ferit de lucrurile acestea. Dar niciodată n-am -am fost să zic că m-am abținut la ceva. Cele mai frumoase. În să ce fost. Aia bine. C Cele mai frumoase vacanțe, unde au fost? Sau cum uh, arată? Îmi place foarte mult America. Am fost în multe locuri. Dar America este, nu știu, tot la fel, nu am așa o linj de când ajung acolo. În America? Da. Eu și unde în am America? Din... La Miami? Unde? Miami, Miami e locul cel mai frumos din America, din punctul meu de vedere. Miami. Și New York cu New York, dacă îl vezi de înainte cre... de Crăciun, de Crăciun, în perioada aia, datorită filmului singur acasă... Înțelegi? Ai fost și la hotelul ăla? Să... Am fost și la Plața acum. Am fost la Plața, am, urmat care traseul lui, prin Central Park, prin tot da? tot, da. Al la, Kevin. La Rockefeller Center, la, la, la da. de Crăciun. Da, am fost chiar de Crăciun o acum un an. Deci, practic, tu la 27, nu? Nu, 26. 26, mulți da. înainte. Ai făcut niște da. lucruri pe care unii nu le fac într-o viață. Și da, din... de asta spun că i-am mulțumesc atâta -le meu și-l apreciez că m-a... Ți-a dat ocazia. Mi dat, da, mi-a dat ocazia și că nu mi-a... Nu știu, adică mi-a deschis de către viață. Adică nu e un om care mi-a pus restricții și mai departe. Bun, și... Bine, îm... am și crescut, m-am 15 ani, dar vreau să spun ca idei sunt... Na, de că... Ți de părerea familiei. Bun, și întrebarea, ce vei face? Că deja te simți și ai și spus-o tu prin vorbele tale. domne, m-am săturat de mediatizarea asta, nu? Mai gata, mi-a plăcut, că ți-a plăcut la un moment dat, nu? Probabil că o să culmineze cu închiderea cu rețelor de socializare. Da. Probabil, dar oricum am săturat de, de, ele. Cred, nu știu, nu sunt încă la 100% și nu știu. Ți-am zis, o să mă și pe afaceri și aici în București. Și o să mă depte, oricum o să, la un dat o să se pizează și de mine, ce până la urmă, ce pot să mai ofer. Gata, am făcut, le-am făcut, am dai că sunt prin club, că nu știu ce, că mai apar cu o femeie. Cât să dai de mine acum? Probabil că vă dau viața, că na. Poate ce Depinde ce de tine, așa... dacă te potolești, atunci lumea nu no, o are, să te mai da, streseze. Probabil că o să dispar, da. Dacă le dai motive și dacă... De obicei, când îți merge bine, atunci intervine... Mm -hmm. Mă gândeam că ți-ai planificat o altă etapă a, a existenței tale, de aceea te-am întrebat. Uite, Aici mi spus... mi-a să-mi întemeiez o familie, mi-a să găsesc o, o femeie să mă îndrăgostesc. Îți seama. Și poate odată cu asta nu o să mai ies atât de des, nu o să mai fac anumite lucruri pe care le, faci când, le fac când sunt singur, știi? Da. Și în, nu, că n-am terminat. Te, te grăbești? Nu te grăbești. Nu, da. Nu, Vreau trebuit. să te mai țin. Și în privința fotbalului, pasiunea rămâne moderată. Deși nu știu, aici deschid o paranteză, dacă are legătură cu asta bine, dacă nu, tot la fel. Lumea nu știe că tu ai jucat. Ai chiar ai debutat prin Liga 3 -a sau a doua, a doua. A doua. Da, din 16 ce, ani, așa, de, de 1 decembrie. Dar din ce te simt eu acum, e moderată pasiunea. Nu că ar trebui să fie la nivelul tatălui, că acolo e greu de, de ajuns. Dar nu, ești așa, dacă e bine, dacă nu e tot la fel. Așa te simt acum. Pasiunea cu timpul a dispărut, să știi. A dispărut, nu? Nu de tot, dar s-a, s, -a, s -a diluat, să zic așa. Din cauza acest trade? Exact, da. Și din cauza faptului că în 2013 uh, a ajuns la echipa mare din uh, postura de colgheter al campionatului republican de, de juniori. Adică acolo unde nu... Da, a fost și la selecționată de două Poate tai că tot să te împingă fusesc să dai și la boluri. selecționată de două ori. Eram un leneș, asta era, a, asta era... problema mea, că eram un tip mai leneș. Dacă îmi depunea, dacă depunea mai mult efort, nu uh, eram un om pe care te puteai baza. Și o dată, cu 2013, pe ce a fost în liga a doua, atunci am și deputat după care în 2014 a urmat falimentul. Mm -hmm. Și eu pentru asta m-am apucat să de de fotbal, să dai să mă văd Și tatăl meu era patron, meu era echipa pe care o iubeam. Și cu timpul s-a cam, s-a dus. S-a dus? Da. Și acum ce, în ce măsură mai uh, ești legat de viața echipei? Dincolo de numele, păi, de familie, de dacă, banii familiei, dacă, de... Dacă echipa pierde, e două, trei zile de proaste din start. Adică după ce, ai, dacă echipa are înfrângere, gata. E supărat, nu mai echipă de nimic în ziua respectivă, a doua zi la fel, a treia zi mai revii. Atât. Atât? Și din punct de vedere al banilor, bineînțeles, și că îl vreau să luăm tata fericit să reușească. Nu, dar zic, tu nu te mai implici, adică să cauți... Nu, cau de juc... când s-a nu mă mai nu. implic așa mult. Poate mai mă sfătuiesc cu el, mai dau și o părere despre un jucător, despre o situație, dar nu, nu mă mai implic. Că nu... Că de asta nu. stau și în București, acum mă dăsa, că nu mai... Una stai la Craiova, lângă echipă, ca să te implici. Nu cred că te-ar opri cineva sau tatăl tău în cazul ăsta să cauți un jucător, să mergi să vezi... Nu, dar nu vreau să mai mai asumi nu. asemenea responsabilități, spun sincer. Nu. Nu. Este pasiunea lui și trebuie să-și o exercite cu credere de cuvinte. Păi, și ce faci dacă echipa asta într-o zi o să rămână pe mâinile tale? Și o să fii cumva obligat? Așa cum s-a întâmplat și în 2020, când a intrat la închisoare, așa voi face și atunci. voi face datoria de fiu, nu? Și voi intra în pâine, dar doar când e nevoie. Am înțeles. Dar sper ca uh, tatăl tău să. Da, să fie cel mai veșnic, lungivir, din punctul ăsta de vedere. Cel mai lungivir, să fie. Sora tare. Ta uh pasiunea asta legată de fotbal da. nu o interesează. Nu vine la meciuri, nu... Da. Nu. Doar ca și mine își dorește să câștige ca să nu fie tata supărat. Când se pierde... Da, și cu bani aceeași problemă, că sunt foarte multe milioane de cheltuite. Asta e problema. Dar sora ta cum a reușit să uh, rămână departe de camerele de la vederi? Adică ea, practic, dacă o cauți, e păi absentă în spațiul public. A fost și -a avut și o perioadă. A, de a când... avut? da, a avut și o perioadă acum câțiva ani, dar dacă ea s-a căsătorit ea nu prea are de socializare, nu prea iese, nu prea, pentru că ea s-a căsătorit de la 25 de ani, e cu bărbatul care este acum, are doi copii. Și are sunt... un alt nume de familie, presupun? Nu, are, are și mititelul. Are și mititelul. Dar, dar ea o viață mai liniștită, pentru că și-a găsit-o o cu temerea familiei. Și aveți și doi nepoței? Exact, da interacționezi cu ei, adică te vezi, da, te, trebuie vezi trebuie te duci, să mă faci aproape, pe unchiul stau de, de, de serviciu. Stau, stau aproape de mine. Spuneai de banii familiei care s-au cheltuit la fotbal. Există așa măcar o aproximare a, a, a sumei investite de la primul euro până la ultimul? Fără nicio exagerare, din 2015 până în 2011, undeva la 21 de milioane de euro. 21 de milioane? Da, din 2015 până în 2011. Pe vederea bugetul 4 milioane de euro pe an. Și noi, ce câștigă? Nu pierde tot. Nu avea niciun câștig decât că TV. Și din 2017 până. Când s-a revenit, da? Da, din 2017 până în 2000. Da, acum până în 2023. Să fac așa un calcul rapid. 6. Cu... Încă vreo 17 milioane. Și 70 de milioane. Cu tot cu baza sportivă. Deci aproape 40 de milioane de euro. Da. Și aici am inclus și baza sportivă pe care... Da, am, am înțeles. Am să... păi tot pentru viața echipei. Să fără să pun prețul terenului. Fără să mai pun și prețul terenului da. în discuții. Deci 40 de milioane de euro. Da. Și n-am realizat nimic. În păcate. Pentru că nu am fost lăsați. E, aici ești puțin cam dur. Cum n-ați realizat nimic? Practicați? luat... Nu, adică n-avem vreo performanță să luăm vreo cupă, să luăm vreo... Dar, exact, că nu e din Liga 4 și promovezi succesiv în Liga Asta normal că e o performanță. Dacă te uiți cine ai fost ieri și astăzi ești, normal că e o performanță, dar n-am făcut vreo performanță să te nici în Europa sau să joci, să câștigi o cupă sau un campionat, Nu... Poți să poți să că nu e. liberă discuția. La asta mă refer. Dar, tatăl meu a creat, a creat două echipe puternice. Una acum care o să vezi că Va da roade. Anul viitor vom fi o forță. Și anul ăsta puteam fi dacă nu făceam niște... Dacă nu aveam niște un de ghinoaie și niște greșite. Inclusiv acum, dacă nu era la sepsi, eram la trei puncte de sepsi acum, de play -off. Da. Ca lumea să înțeleagă faptul că această discuție cu Adiță uh, se poartă la 10 zile, ceva de genul ăsta, de când a fost celebrul. la o zi înainte de meciul rapid. <laughs> și la o zi înainte <laughs> de meciul cu... <laughs> cu la rapid. Cu pri... De ce-s prietenii tăi de pentru că am văzut că mine, o să vorbesc despre chestia asta, chiar vreau să subliniez niște lucruri. Păi nu, că acum ce poveștile legate de fotbal, mi-ai promis, de Radul Negru, de... O să da, te întreb... Radu da, da. Da. și, alb. Da, <laughs> Negru și cu alb. da, spune de prietenii tăi de la Rapid. Ia zi. Uh, da, în primul rând vreau să subliniez o chestie. Eu nu am avut niciun conflict cu Cristi Săpunaru la aceal, acel meci când a fost suspendat în an de zile. Ajungeam și acolo. Nu, la nicio... Mioveni nicio treabă n-a avut cu el. Deci a da. dat un gol valabil companiu, trecut semnicea de linia porții și arbitru n-a validat gol. Și de nervi, vorul meu, că și dau acum, a dat cu sticla înspre cabina arbitrilor. Dar a nimerit, în, nu că ai făcut un lucru bun, a nimerit în banca de rezervă a celor rapid. Da. După care să pună, nu avem să cu mine, nu cred eu asta, nu știu, n-am întrebat și n-am avut discuții. Tu pe, pe tribună sus. Am pe tribună sus cu încă 30 de oameni. El a venit să citești cu cel la Craiova, adică să... Și normal că nebunia a spus Daniel Nicolae. E și vecin cu mine, că stă o relație bună. I-a zis, Daniel, nu am văzut, n are nimic cu voi, n-a văzut să dea în, în voi. A avut are o problemă cu arbitru, cineva a dat-o Și atunci un tip de acolo, organizatorul, a venit să zică că așa foarte tupeis, că cine a dat cu sticla, să iasă afară. Și a zis că nu se mai nimeni afară, că am venit toți în club de la Creva, nu ieșim toți, nu mai iese nimeni. Și a zis că eu am dat cu sticla, ei dăm pe mine afară. A, zis A. Da. a, a... Și eu a scris raportul la că eu am scris cel la jandarmeria, a scris că am dat cu sticla și m-au suspendat. Fără nicio dovadă, fără nimic. Un an afară uh, din da. stadion. Da. Păi și nu sta filmare? Nimic. Păi dacă sta filmare, crezi că a hai să fim serioși. Ce filmare dacă n-am dat eu? Păi nu, se vede o sticlă cum sare. Păi nu, că a, a la... dat, cu ea din tribună, din loja. Pe din tribună, da. Din a, loja, Din, de loja pe loja. Geam a dat cu ea. Da. Era chiar lângă mine, Zai să, să mă nervia. Minutul 81, mi se pare, era 1-0, făceam 1 -0. Deci tu practic ai fost exclus un Bun, an da. de pe stadioane, interzis, nu exclus, da. că ți-ai asumat ceva da. ce n-ai făcut. După care s-a creat așa un... un, un sau crește scandalul cu cel rapid, s-a întâmplat, a arătat paramatis tema atunci în Giulești când am bătut da, 3 ați bătut doi, cu 3-2. În, ultima secundă. A sărit să pună să să-l bată. Pe la vestea pe care a dat cu... Pe săceanul cu sucuri pe el, au dat din tribună pentru că așa... Mai no, eram în la meci. În Giulești mai e câte o moedă în cap, mai dau câte un... Da. Nu zic acum cu ce mai dau așa. Și... Nu că la voi ar fi altfel, tot la un meș cu rapid. Pentru că da, să crede eu nu te La Severin sau unde a jur fost? că m-aș bucura să rapidul campionatul. Deci îți dau cuvântul că m-aș bucura să câștige rapidul campionatul chiar și pentru Adrian Mutu și pentru că am prietenit cu câți oameni de acolo din rândul rapidistului. Eu nu am o problemă cu rapidul în sine. Mă bucur când, când îi bat, mă bucur să-i să atât, stai să mă să... Dar nu am nicio problemă personală cu ei spun sincer, m-aș bucura să câștige campionatul rapid. Dar spune, când ai văzut sancțiunea, un an de zile out de pe stadioane? Ce să vă mai fac? Fă? Am făcut o acțiune în instanță și după 8 luni de zile da. a soluționat-o, mi-a răspuns. Dar a expirat -a anul, că te, te vedem la meciuri. Adică a expirat, nu, da, mai știi da, dacă... Cul, mă, a, expirat, nu? Da, da a expirat. Dar a fost greu, nu? Să stai departe. Să nu poți să te duci la meciuri. A fost greu să mă meciul la televizor, îți dai seama. Greu. Mai ales meciurile cu CSU, cu Steaua. cum, tu, cum a fost? nu ca antrenor, că am văzut, dar așa, să, ai o legendă în Craiova, acolo, la echipa voastră, băi, nu-i puțin. este un om. Era un, nu tip pe care l admirai. Este, îmi pare foarte rău că nu am reușit cu Adrian, spun sincer. Mi-a ajutat din tot sufletul și chiar cred încerc că l-am că plecat. Eu nu am fost totul de acord să pleci atunci. Dar așa a fost așa natură, tatăl la închisoare, erau anumite neînțelegeri, supresiune la suporteri și, în fine, și multe ghinioane de rezultat. Adrian, de când m-am întâlnit cu el prima adică m-am întâlnit cu el prima dată, mi-aduc aminte. Tu ai la... negociat cu el, nu? Da. La Hotel telefonică în București, am sunat contat, după care a venit la Creva după câteva zile. Știu că am, am băut un par de vină amândoi și am zis că orice s-ar întâmpla, rămâne în prieteni. Orice s-ar întâmpla, ce ai le-a zis, orice s-ar întâmpla, mă dai afară, nu mă dai afară, rămânem prieteni. Și așa a fost și acum mai comunicări pe mesaje. La apreciez foarte mult, îmi doresc să-și îndeplinească visul să ajungă în seria să se antreneze și chiar cred că va reuși lucrul acesta. Face lucruri minunate cu Rapidul. Mă bucur că s-a întors bumerangul și acum mai merge și lui bine. La multe meciuri am văzut că are și noroc numai mai care le avea la Craiova. Ce să zic despre Adrian? Este o legendă a fotbalului. Și, și pentru voi și a fost și o lovitură de imagine, să aduceți un astfel de om lovitură acolo. de imagine, da, și ți-a zis, e un antrenor foarte bun. Ce alte povești mai ai? Legate de echipa voastră. Povești la football, de o, la fotbal, zic să mă că... De Radu Negru, hai, spune-ne de Negru. Că de tot Radu ai... Negru. Da. Mi-aduc aminte că venea mama lui. Mama lui, eram în Liga 4. Venea, venea, mama lui. cred că a venit de 5-6 ori. Venea și la un moment dat a a -a ori, am băgat -o în discuție, că ea venea și vorbea pe acolo cu angajați, cu care și un copil, că cum vine lumea, de să mai vine zeci de părinți că au câte un copil da, sau... Da. Și am văzut că era insistentă, a venit de câteva ori și am, am, am băgat o în discuție, știi, și îmi zice că e un copil, că e foarte scund, că e scund, are unul da, da, 10, da de buzunar, așa. Da. Dar că e foarte rapid și alergă, cum zice noi, ultimii, <laughs> da, înțelegi. <laughs> Și acum știu că i am, i am vorbit atunci cu Ovidiu cu cel care era antrenorul echipei, era în în paralel cu Nicolo Napoli. Nicolo Napoli venea la meciul, nu și la antrenamente, că era Liga 4, nu? <gătări> și știu că i-a dat o, -o șansă la antrenamente și nu l-a oprit. Nici n-a mai întrebat ce s-a întâmplat cu copilul Nu l-a oprit. Președintele de atunci și cu inclusiv cu Nicolo. A zis că nu... Nu face față, nu e. Da. Că nu e de noi. Așa a spus. După care a mai jucat încă un meci amical, el juca la echipa respectivă, tot la fel, nu l-au remarcat. Să fie să nu s-am zis. Da seama, nu. Câți copii nu aveau vreau atunci să vină în Liga 4 la noi de să evolueze. El avea și avea că junior. Urma Liga 3 și era și junior. Under. Under. Și acum am câștigat uh, Liga 4 -a. Și, am în și jucam cu pe României pe județ, cum era atunci, cu Podar, mi se pare. Mm -hmm. Și el insista, Bine, eu nu, nu-l urmă Spun sincer, nu l-am urmărit de, loc. L-am dat uh, asta lui Turcu și lui Săceanu, lui Nu mă uitam la, la el. Și a venit meciul acesta, am bătut cu 30 pe cel la poter mi-aduc aminte, și noi aveam un cel mai bun jucător în Liga, pe deci ce a fost Alex Raicea. Este mă stânga, scund, la fel foarte scund, foarte rapid, foarte, foarte, da. de Adi da. Mai, că mai, cu dreamingul mult mai bun ca de da. Adi Asta a fost să fie, nu, nu a evoluat, din păcate. Și tot meciul a trecut toată de, de fundașul dreapta, de la Podar. Care era? Se muta pe stânga aici, se muta și el tot pe stânga, se muta pe dreapta, nu trecea de el. Da. Și am întrebat, m-am uitat, să zic, mă, tata, cine uite că nu a trecut toată de, de beatul ăsta. Și îl chem pe să la pauză și zic, mă, cine e ăsta de la, de la podari, copilul ăsta. Că e născut în 99, că nu știi că a fost la noi, e, venea mai sa pe la club, a fost la noi, la, de la, la antrenament. Să-l vedem, nu, nu l-a oprit președintele și nu a remarcat nimeni, zice el. Bine, repiza a doua la fel. Toată lumea acolo, în de, de premiere, că se vedea cu aia, se vedea și campionatul, promovat să liga 3 a treia, m-am dus după, l-am pus pe cumnatul meu, Zic, du-te și du-te la, la băiatul, la găsești pe vestier. Și cheamă l încoace. Mi-aduc aminte că a venit la gard și am spus, zic, ce, cât, câți ani ai? Zice, păi am... Ce ani era atunci? Avea... Era 2018, avea 19 ani. Da. Avea 19 ani, zic, ai 19 ani, zic, ești under. Că urma Liga 3-a. Vină cu taică tu și cu maică ta luni, era, era vineri, luni la club, să sână contractul. Da. Deci am crezut din prima, la, a, din prima clipă din el am crezut. După care Radu Negru a fost, știu că urma să plece undeva, urma să plece din țară. mea, așa mi-aduc aminte atunci, dacă nu, că era ultima lui șansă, să, dacă da. -nice, atunci nu luam. Da. Și a fost titular de drept de atunci, din Liga 3 inclusiv acum, în prezent de titular, de drept și-l la Național României, pe Radu Negru. Deci, practic, ție ți se datorează Evoluția și... Mi-aduc aminte perfect, deci mi-aduc aminte perfect ziua aia, când efectiv, am crezut în el. Am crezut în el și cred în el în continuare că va ajunge foarte mare. Dar spunem dintre toți jucătorii care au fost pe acolo, care au fost, sau sunt favoriții tăi? Că înțeleg că și nepoțica ta, și spunem dacă nepoțica ta, are un jucător preferat. Pe Beten, da. Pe Beten. Da, Și că indiferent ce s-ar întâmpla... Ia țipă pe Beten. Da. Nu? Am auzit bine. Da. Cum și tai că Tatăl tău pe cine are? pe Bauza, pe bine, și greu să... Copiii lui. Da, de Bauza era și greu să-ți dai seama. Nu, dar nu, neapărat din am Oam Bauza l-am remarcat. Deci vreau să-mi atribu ce al meu mi-a atribu. Adică pe am Bauza l-am remarcat... La Ciuc. La la Ciuc, în primul meci. Am jucat la Mercurul la Ciuc, am egalat în ultimul minut, în Liga a doua. Era prima etapă. Ai egalat Anghelina într-o liberă, Bauza ne-a dat gol. Mă rog, când ne-a gol, Bauza nu puteți să la picior. Adică era ceva de te efectiv, pe teren. Și meciul și meciul retur. Prima dată am văzut să luăm în iarna Liga a doua, nu ne-am înțeles să luăm, după care ne-am înțeles să luăm când am promovat. La pauză m-am implicat pe Asamoah, l-am adus, tot m dar l-am adus și după aia l-am l -am trimis lui Mutu videoclipurile cu el, i-a plăcut și lui Mutu de Asamoah, s-a rugat de soția lui Asamoah două săptămâni să vină, că nu vrea să vină în România. Mutu? Mutu, da pe se cu CDB, într-o de mare perspectivă. Bine, tu îi spui în continuare pe cei din echipa actuală, dar eu vreau să mă măresc așa plaja, adică nu știu. Adică ce vrei să zic? eu am crezut că te referi la cei care m-am implicat eu în aducerea O dată și a doua pe care ai îndrăgit așa, poate nu știu, Florin Costea, spre exemplu. Normal că nu? Costea a fost idolul meu când eram, când eram mic, îți dai seama. Florin Costea, Giulio Subei. <laughs> da, da, Ubei, da, da, mi-aduc aminte. Giulio Subei. Da, a fost a fost. Florin Costa a fost cel care n avea cum să ne iubești. Unde vezi echipa asta? Sau hai să facem dacă tostem și la uh, acest moment pariul uh, emisiunii uh, prin prisma sponsorului uh, Betano și cu ajutorul celor care ne, ne urmăresc care sigur suporterii voștri care vă vo să comenteze dacă acest pariu pe care îl face Adiță. Deși se... mie sunt un tip uh, sunt un tip uh, Pariul de... să fie legat de echipă. Da. Sunt pe în pronostic, am zis. Nu, zis nu, sunt foarte pesimist de fel așa ca om, adică sunt, uh, sunt un om care pune eu tot timpul înainte, știi? Ca să nu am dezamăgit în viață. Uh, uite, fac pariu cu tine că vom juca finala cu pe România anul ăsta. Da, e un obiectiv, cred că... Suntem obiectiv. în sfertul, jucăm la UTA. Da. Dacă bătem pe UTA, jucăm, nu știu, ori cu Botușani, ori cu Hermannstadt. Ma, asta e pariul da. meu care pot să-l fac cu tine, că presim că jucă finala Cupei României Și cei care ne urmăresc uh, să uh, se apuce de comentat dacă FC Ucraiova va fi în această vară, în finala Cupei României și să aibă ocazia să câștige primul trofeu în noua eră, dacă vrei. Da, ar fi o încununare, să spun, a muncii, a muncii, muncii ăștia de șase ani de zile. Unde vezi echipa asta peste niște ani? în modul sau la modul realist, că văd că ești un tip foarte echilibrat. Nu te îmbesc cu apă rece. Și cu tatăl tău în continuare la... Nu sincer, avem șanse mai de la Pleu și acum, însă nu vreau să ne hazardăm cu play pentru că este greu, adică trebuie să fie, depinde și de alte echipe și mai departe, de resatele altor echipe. Avem mari șanse să câștigăm bagajul acela, care să... adică avem mari șanse să disputăm bagajul care va juca pentru Europa, Bun, cred asta, cred în asta. Puteți să o și cupa și atunci nu mai e o problemă. Corect, cupa ar fi ceva extraordinar să luăm. Însă eu văd că progresând la an la an, am început pe locul 10, am stat cred că vom antrena mai sus de locul 10 și cred că va deveni o echipă foarte incomodă a campionatului care poate să spere la trofee. Asta cred, chiar asta cred. Eu mă așteptam ca pariul să fie făcut pe uh, câștigarea campionatului peste 2, 3, 4 ani. Facem Bă pariu? Nu, am făcut un, 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 pariu pentru o perioadă scurtă de timp, adică un termen relativ scurt. Ok, am înțeles Dar Nu acum. mai este finala cupra, Da, 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 am înțeles. Nu pot acum să crezi pe noi. Știi cum e? Campionatul poți să-l câștigi și o dată fără să vrei. Să... Să ai, pe ei, să ai par, un parcurs bun, cum a avut CSU atunci, în perioada aia, de, de a câștiga 10 meciuri. Da. La rând, în ret, da, de a ajuns da. să, să, să a jucat finala cu CFR Cluj pe cu pe masă. Dar nu Pentru există fantezii aminte. din asta, adică mi-aduc aminte... Da, dar ți-am zis, eu sunt... Nu, dar la tatăl tău există fantezii? 100%, păi de asta s-a și reapucat de fotbal, asta... Hai să mă că asta... Nu știu că ți aduce aminte tu cât, cât de mult ți-aduce aminte sau ce vârstă avea atunci de sechelariu care spunea că uh, va triunfa sau va ajunge cât se poate aminte. de departe cu Bacă un Champions League. Mi-aduc aminte. La terminat pe locul 3 nu mi-aduc aminte. Da, dar locul 3 în România, da, așa, așa. nu în Champions League. Uite, dar azi. voi aveți fantezii din astea că vezi, merge cu FCU Cum să nu ai. în Champions League? Cum să nu ai? Da? Cum să nu ai? ai. De e, e departe, cale lungă. Champions League, nu știu. E foarte greu. Să nu ne bătăm cu apă sau cu... Să nu ne punem barele prea mari ca să ne lovim de ele. Uh -huh. Relația cu uh, rivala din oraș în ce stadiu mai e? Din punct de vedere al stării de spirit. Că ai amăcinat atâta timp fotbalul Craiovean ani de zile. L-a da, măcinat a, exact cum macina apa aia la Veneția, clădirile așa. S-a mai diminuat. Atâta da. timp cât uh, nu și asumă faptul că sunt continuator al echipei nu, de Craiova. E o relație de respect. Este? În momentul de față și nu... Da. I-am bătut, adică în ultimul meci. V-au bătut? Ne-am vorbit cu angajații pe acolo, ne-am salutat, ne-am... S-a mai dus, s mai diminuat, cât să mai fie și război. Și suporterii în continuare uh, împărțiți suporterii și Sunt, la, sunt în extremă, îți seama. Dar chiar și ai voștrii, uh, mulți dintre ei... Uh... Da, de-aia spun din punct de vedere al conducerii clubului s-a mai diminuat. Această... Nu, spuneam de suporter că mulți dintre ei, ai da. voștri vă, vă contestă, nu degeaba tatăl tău a spus că va da echipa aia pe un leu, chiar a renunțat la ideea asta sau atunci a fost o știi cum e, la nerți spui multe, la NER spui multe. multe da. pe cine admiri din societatea asta? nu neapărat din fotbal pe cine admir? da valorile îmi place foarte mult unul nu. este o bibliotecă vie, să zic așa este și zote, zote, Zotele ca și mine, a fost și un mare fotbalist, n-am apucat să-l văd, îți dai seama, dar îl apreciez foarte mult și îl ascult cu admirație când vorbește. Deși e o prezență din ce în ce mai rară, din cauza vârstei a... Din cauza vârstei, din păcate, asta este viața. Și a scârbei pe care o produce, ce da, se întâmplă dar, în țara asta. Dar este un om pe care îl admir, ți-am spus, și l ascult cu, cu mare interes. Și așa din alte zone, nu știu, poate o artistă, un muzician, un că ai o cultură, lumea cred că și-a dat seama că nu ești canalizat nu știu, strict. Eu cu muzica, ascult orice gen de muzică. Nu mă ascult că ascult manele sau alte chestii, ascult. Și muzică lăutărească, și manele, și popular ascult. Ascult și Frălise de Beethoven, dacă e nicio problemă, înțelegi? Da? <laughs> da, da, da. Dar mă calmează să te muzica sinfonică. Dar eu ascult mai mult muzică anul 80-90. Mm -hmm. Pentru că eu de, știi cum e, și femeile la fel. Am avut această tendință spre cunoașterea vremilor trecute. Pentru că eu de mic copil, tatăl meu m-a dus în anturaje cu oameni mai mari decât mine și a trebuit să am cunoștințe din perioada lor ca să pot să vorbesc cu ei, înțelegi? Să pot să, să te comuni, informezi. Să am subiecte comune cu ei, da, exact. Da. Și îmi place muzica anul 80-90, Beatles, Bee ascult, Boniem, Alphaville, Mm -hmm. Asta sunt la mine mașină, de mult nu mă ține cu prietenii mei, că nu, păi, o contradicție nu, nu tot... corespundem, da, și o da? contradicție totală, da, între generații. adică între ce ascultăm generația mea și ce ascult eu. Deci mai subțire cu ceea ce se cântă. Ascult și muzica asta comercială de este. Acum, dați am zis, ce mai, ce mai, mult la, la drum lung ascult de talking, ascult, 1000 la orice zi din noapte și ascult. Da? Da. Dacă despre echipă ne-ai spus unde ți-ai dorit să o vezi la modul realist peste niște ani, pe tine cum și unde te vezi peste niște ani, tot la modul realist. Dincolo de latura familială, unde ai spus că vrei să găsești pe cineva, să te liniștești și așa mai departe, aia am lămurit-o. Primul, să fiu sănătos. Să fie familia mea sănătoasă. Să fim așa cum sunt și acum. Mi-aș dori să am și eu o familie, ți-am spus. Și să prosperi într-un anumit domeniu, pe care îl jasonizezi atunci. Și mă gândesc că te, te referi acum la zona imobiliară, adică să faci carieră Cred inclusiv... Că imobiliară sau că și poate și horeca. Da? Da. Adică să deschizi un, nu știu, restaurant? Exact, nu un restaurant, un club, ceva. Îmi place. E în calcul și uh, mutatul cândva într-o altă țară sau...? Da. Da? Da. Poate că peste cinci ani mai trebuie să mai acum, familia mea să mai acum niște capital și poate după aceea ne putem și... Toți? Nu toți. Fiecare își face viața cum își dorește, dar eu ți-am zis că banii nu stai în nu stai... Banii la tata și ai familie, da? Ți-am zis, că dacă se mai, mai acumulează niște capital și ți încheie niște afaceri și ai un venit lunar corespunzător și să nu mai ai grija zilei de mâine nici peste 100 de ani, poți te muți. Și Așa unde? Văd eu lucru. America? Mă, place și Dubaiul. America și America. America e puțin mai dificil. Dar îmi place Dubaiul. Mai pune și mie că... Da, da. Dar... Uh, uh, tu ai grija zilei de mâine? Nu ai. Că spuneai că atunci când nu mai ai a a a grija zilei... Atâta at 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 timp cât investești în fotbal, ai și grija zilei de mâine, să știi? Și tatăl meu spune că e un lucru benefic, așa te ține în priză să faci bani în continuare. Păi nu, dar mă gândesc așa că oamenii zice. care se uită la noi, ce zic acum? Bă, dacă și da, Mititelu, da. care e milionar în euro, spune că uh, nu e uh, 100% safe, noi care câștigăm 3-4 mii de rom pe lună, ce să mai zicem? Să ne aruncăm de la etaj. Da, da. Ferească Dumnezeu, că e o glumă. Crezi și cheltuile, atât cu milioanele multe care zici că le ai, și cheltuile. Adică pe românește cât el, ai atât neamu. cheltui. Și îl tot neamul, am spus. Crești cheltuile, avem angajați, avem și noi pierderi mari la fotbal. Pierderi? Pierderi mari la fotbal. Cum? Bă, nu -am, nu am numărat mai devreme. Da, dar, da, nu? da, da, da. Noi avem, avem, foarte mult, avem multe terenuri în Craiova. Asta este domeniul de, de activitate. Dezamăgirile vieții sunt uh, Sandu și Dragomir? Nu știu cât de multă implicare a avut domnul Dragomir, sincer, să fiu... Eu cred că a fost doar un pion. Cred că Mircea Sandu și cu altcineva și cu acordul cuiva de sus a... Politic? A luat acea decizie, da. Ce îi spune acum dacă l-ai vedea pe Mircea Sandu? Aș evita să vorbesc cu el. Probabil că pe Dumnezeu Dragomir l-aș... Aș întinde mâna așa și aș avea o replică să zic, dar lui Mircea Sandu n-aș... N-aș ce acest... să... Ce o replică, presupun că ironică, nu răutăcioasă. Nu, asta. nu mai am, ce că... Eu spun, cu timpul, vezi, se... nu mai persistă ura că am acumulat urâna de zi de când că a fost necazul mare în familia mea datorită lor. Dar îți am zis de asta și, uite, vezi, asta este avantajul când ești aproape de biserică și în credincios, că înveți să ierți. Știm? Și asta și îmi să devin mai bun pe ce trece. Chiar dacă poate lumea te de prost, nu mă interesează aspectul ăsta și cum te vede lumea. Mă interesează să fiu împăcat cu mine, să am conștiința păcat. Mulțumesc! A fost, zi, o, a fost o plăcere să purtăm acest dialog și Asemne, uh, sper ca obiectivele și pariurile să se realizeze. Mai vin o dată aici dacă luăm cu. Neapărat! Cine vine aici prima oară, cu siguranță că vine se întoarce la tare de tot. Nu în ultimul rând vă mulțumim că ați continuat să ne urmăriți, să ne criticați pentru că altfel nu puteam să îmbunătățim și de ce nu să ne apreciați. Cu bine, pe săptămâna viitoare!